Bun găsit, stimați internauți, dragă public de naționalitate română, dar și italiană. Sperăm că sunteți parte din evenimentul nostru organizat de doi medici cu inimă mare, în colaborare cu Episcopia Română a Italiei. Sperăm să ne urmăriți la acest eveniment și foarte important să interacționați cu cei doi invitați ai noștri în partea a doua a acestei întâlniri. Este vorba despre un eveniment inedit, organizat, iată, în formatul acesta online, o interacțiune între spațiul medical și spațiul bisericesc, dar și între spital și societate, și care se desfășoară la granița imaginară între România și Italia, pentru românii din Italia, dar nu numai pentru românii din Italia, ci și pentru românii din România, cu o temă foarte provocatoare și, de asemenea, strict legată de viața noastră de fiecare zi. Avem parte de o conferință inedită, Pâinea noastră, cea de toate zilele și bolile cardiovasculare, o reflexie și o analiză statistică privind hrana și patologia metabolică, felul în care stilul de viață și hrana pe care o consumăm ne poate afecta serios calitatea vieții. Și aceste observații vor fi făcute de cei doi invitați pe care îi voi prezenta în scurt timp. Invitați care vor veni de asemenea cu rezultate din experiența clinică, dar și cu date statistice care prezintă evoluția stării de sănătate și mai ales a vieții și a mortalității în comunitatea de români din Italia din ultimii ani. Și lucrurile acestea sunt direct legate de felul în care comunitatea română din Italia își desfășoară activitatea, foarte multe dintre aspectele vieții și cele referitoare la calitatea vieții și la sănătate se pot vedea în aceste statistici care privesc mortalitatea, așa cum ele au fost adunate de-a lungul timpului din 2007-2008 încoace. Mai întâi câteva gânduri despre acest eveniment care a fost planificat cu multă vreme în urmă. Discuția a început chiar cu ceva timp înainte de debutul acestui an. Mi-amintesc că am avut ocazia să-l cunosc pe unul dintre invitați, domnul dr. Gheorghe Cerin, care mi-a povestit despre această preocupare înainte de a fi prezentă în spațiul european și la nivel internațional pandemia de COVID. Știu cu certitudine chiar de la organizatori că în februarie 2021 era planificat acest eveniment, s-au discutat mult condițiile în care ar putea să se desfășoare și iată că suntem în vara anului 2021 și avem parte de acest eveniment, la care Episcopia Română a Italiei a avut o contribuție importantă, fiind interfața cea mai bună între intenția aceasta medicală și propedeutică și educațională și umanitară până la urmă a celor doi invitați și publicul larg, numeroși români din Italia care își desfășoară activitatea în diverse sectoare și care sunt în general prezenți în biserică, în bisericile Episcopiei Române din Italia. Și pe această cale, în numele organizatorilor și a celor doi invitați, transmit mulțumirile noastre către Episcopia Română a Italiei pentru sprijinul pe care l-a acordat pentru desfășurarea acestui eveniment. Avem deci parte de o conferință în care se va prezenta de către cei doi specialiști această interferență între
hrană și stilul de viață și bolile cardiovasculare, așa cum toate pot fi întrevăzute într-o analiză statistică și în experiența clinică a celor doi invitați, cu referire la comunitatea de români din Italia și la modul în care viața lor se desfășoară acolo. Despre cei doi invitați, cu permisiunea dumneavoastră, voi spune câteva cuvinte. Mi-ar fi imposibil să rezum bogata activitatea celor doi. Aș începe, cum e și firesc, cu domnul dr. Marco Diena, prieten al domnului dr. Gheorghe Cerin. Pentru cineva care ar avea acces la ambele CV-uri ale celor doi invitați, ar putea vedea o anumită prietenie care s-a înfiripat în urmă cu foarte mult timp. Cei doi lucrează împreună, au desfășurat proiecte umanitare împreună, au desfășurat școli de specialitate destinate tinerilor medici din mai multe țări, în special din Europa Centrală și de Est. Mulți dintre beneficiarii acestor burse sau întâlniri pentru deprinderea expertizelor în chirurgia cardiovasculară și, în general, în examinarea suferințelor cardiace. Mulți dintre acești bursieri au fost și români, dar au fost și din Republica Moldova și din Polonia, din mult mai multe țări. Domnul dr. Marco Diena este un specialist în chirurgie cardiovasculară care a adunat de-a lungul celor 35 de ani de experiență în chirurgia cardiovasculară peste 14.000 de operații, intervenții cardiovasculare la prima mână, cum s-ar spune, ca și chirurg intervenționist principal. Are numeroase studii, capitole de specialitate în volume internaționale. Are și câteva puncte din carieră unde s-a putut manifesta nu doar specialistul, ci și persoana care inovează. Am subliniat aici în CV-ul domnului dr. Diena faptul că începând din anul 2000 a fost unul din medicii care au introdus intervenția asistată de robot și a avut câteva prezentări în privința aceasta desfășurate și în Germania. Participări în străinătate la foarte multe simpozioane și în Europa și peste ocean, misiuni umanitare, inclusiv în Africa, în afară de numeroasele deplasări în România, în Republica Moldova, foarte multe operații sub asistarea multor din generația tânără care au putut deprinde experiență în chirurgia cardiovasculară din partea domnului dr. Diena. Domnul dr. Gheorghe Cerin este un cunoscut al comunității românești din Italia. Mulți dintre românii care îl cunosc pe domnul doctor, cred că l-au avut în fața lor cu una din prezentările pe care el a făcut-o de-a lungul și de-a latul Italiei în multe dintre comunitățile creștine, aceea care viza alimentația și sănătatea. De fapt, această prezentare ascunde o anumită dublă expertiză, să spun, a domnului Gheorghe Cerin, pentru că în afară de cei 30 de ani de activitate în medicina cardiacă, în calitate de cardiolog, domnul dr. Cerin are și 15 ani de medicină internă, chestiune care l-a ajutat foarte mult să unească cele două sfere, sfera afecțiunilor și a statusului medical a bolilor cardiovasculare și statusul funcționalității medicinei interne sau în lectura aceasta mai globală a fiziologiei noastre și de aici apetența pentru subiecte care vizează hrana, de exemplu, și sănătatea inimii, dar și regimul de viață, somnul sau stresul și aceste aspecte patogene. Domnul dr. Gheorghe Cerin are și dumneavoastră un CV impresionant,
cu studii medicale în țară și în Italia, cu un doctorat în medicină susținut în Italia, cu foarte multe inițiative de tip umanitar și de transfer de expertiză oferite bursierilor români, multe, foarte multe proiecte care au vizat România, multe legate și de Spitalul Monza din București, de care se leagă foarte mult activitatea domnului doctor Gheorghe Cerin, cu multe activități care țin de transferul acesta de expertiză pentru generația tânără. Ca și domnul doctor Diena și domnul Gheorghe Cerin, sunt foarte deschiși către generația tânără. Sunt cunoscute activitățile făcute de domnul Cerin în privința acestor duplexuri sau evenimente medicale cu caracter de specialitate care au fost transmise online către mai mulți medici din țară, simpozioane sau mese rotunde de specialitate unde s-au abordat chestiuni foarte tehnice pentru medicii din țară, în așa fel încât cei din România, din generația tânără, să poată să intre în contact cu ceea ce este mai actual în practica medicală internațională. Și cunosc inclusiv din cazuri particulare, din exemple concrete, felul în care aceste cunoștințe din spațiu clinic pe care domnul doctor Gheorghe Cerin le are și le-a acumulat de-a lungul timpului în medicina din străinătate, din Italia în special, au făcut foarte bine unor pacienți din România care nu aveau, să spun, un prognostic foarte optimist în privința evoluției lor, potrivit standardelor locale de apreciere medicală. Ceea ce înseamnă că acest contact între medicina din țară și medicii români din țară și specialiștii din străinătate este nu numai benefic, dar este și necesar pentru pacienții noștri din România. Aș opri aici cu aceste două prezentări pe care le consider de-a dreptul sărace în raport cu acest CV impresionant pe care îl puteți vedea, l-ați putea vedea în privința celor doi invitați. Aș vrea să mai adaug doar felul în care se va desfășura întâlnirea noastră. Cei doi invitați vor prezenta cele două intervenții pe care le-au pregătit pentru dumneavoastră sub egida aceasta a conferinței Pâinea noastră, cea de toate zilele și bolile cardiovasculare. Și după ce vom vedea cele două prezentări, dumneavoastră, cei care ne urmăriți, veți avea șansa să formulați întrebări pentru cei doi invitați. Eu voi urmări aceste întrebări pe Facebook și dacă este posibil și în YouTube, în comentarii, și voi pregăti aceste întrebări pentru invitații noștri, în așa fel încât în partea a doua dumneavoastră să aveți șansa să primiți răspunsuri de la cei doi specialiști în legătură cu cele pe care domniile lor le vor prezenta aici în prima parte. Acestea fiind spuse, sunt foarte nerăbdător să ofer cuvântul meu invitaților noștri și să vă invit și pe dumneavoastră să urmărim cu atenție cele prezentate și să ne pregătim întrebările. Întrebări pe care le puteți deja posta pe Facebook sau pe YouTube, chiar de la început, dacă considerați că este necesar, eu le voi urmări cu atenție, le centralizez și în partea a doua veți avea posibilitatea să urmăriți răspunsurile celor doi. Mulțumesc foarte mult pentru șansa de a fi prezent aici cu dumneavoastră și vă oferă cuvântul. Mulțumim foarte mult pentru frumoasele cuvinte, Părinte Mihalache. Noi, sigur, facem așa ceva de mai mulți ani de zile. Această nenorocire care a venit asupra noastră și a lovit planeta ca un meteorit, ne-a dat viața tuturor peste cap, n-am mai putut merge în biserică. Și atunci am zis că să încercăm să facem ceva. Doctorul Diena a fost în sala, abia a venit, încât în clipa asta probabil că își pregătește diapozitivele. Vom discuta, așa cum ați anticipat dumneavoastră, am considerat așa că evenimentul deces la nivel de grup social este de fapt oglinda bolilor
care afectează grupul social respectiv. Noi acum în Italia suntem 1.200.000 registrați oficial, cam 1.500.000, și am gândit, am fost sensibilizat de, de pierderea vieții unor concetățeni români aici, mai ales de consulatul din Milano, noi fiind în partea asta de nord, și atunci toate mesajele astea pe care le-am primit, s-a prăpădit un băiat de 25 de ani cu infart și tot îi spuneam pe, în 2006 cât era atunci domnului consul Dinu, domnul Dinu, suntem un milion, suntem mulți, se mai întâmplă și în România și peste tot, mai mor oameni cu, mai trece o săptămână sau trei și iar îmi spune, uite, fata de 32 de ani cu accident vascular și tot așa. Și atunci am hotărât noi în anul 2007 să analizăm cauzele de deces. Am strâns atunci statistica, ce am putut noi să găsim, sunt 500 și ceva de 518 decese pe care le-am analizat și așa cum veți vedea, nu știu când o să fie disponibil doctorul Diana, dacă întârzie o să pot chiar da eu diapozitivele, am rămas impresionat că totuși 23%, 24% din decesele care se întâmplau în perioada 2007-2008 erau la oameni tineri și erau cu infarct și accident vascular cerebral. Asta înseamnă că trebuie să luăm în calcul faptul că grupul social de români din Italia și că în general, cum veți vedea din diapozitivele de mai târziu, medicii, statistica ne spune că vârsta medie a emigranților italieni este 32 de ani. Deci grupul român are o vârstă medie de 32 de ani. Ori dacă la 32 de ani ca vârstă medie a grupului, noi avem 20% din oameni care se prăpădesc cu infarct și cu accident vascular cerebral prin hipertensiune și prin... Asta este, este un semn de alarmă foarte serios. Și abia atunci am realizat că acești oameni nu fac o conexiune între pericolul care este evident, nu că ne paște, este aici, și starea lor de sănătate. Și atunci mi-am pus întrebarea, bine, și cum facem noi? Oamenii ăștia sunt pe stradă, sunt la servici, muncesc, au copii, au familie, nu-și pun problema. Au 40 de ani, ăsta era vârsta medie a oamenilor care se prăpădeau, cum o să vedeți, nici nu știu când o să intre doctorul Diana, eventual o să încep cu diapozitivele ca să nu pierdem timp. Știți? Vedeți ecranul? Se vede ecranul? Da, da, se vede, okay. Da. Deci, iată analiza noastră statistică din acea perioadă. Cum vă spuneam, majoritatea în perioada aceea erau bărbați, pentru că ei vin mai mult la muncă. Această proporție de 60% bărbați și 30% femei astăzi s-a echilibrat. Ce ne spunea nouă, ce am aflat noi atunci, că vârsta medie de deces la bărbați era de 39 de ani, iar femeile se prăpădeau din grupul respectiv de 500 și ceva de oameni la 42 de ani. Și când ne-am uitat la cauza de deces, jumătate din oamenii noștri de atunci se prăpădeau cu accidente de circulație. Deci, ca să te prăpădești cu accidente de circulație, trebuie să te întrebi de ce se prăpădesc, iar cauza numărul 2 erau bolile cardiovasculare. 12% aveau tumori, accidente de muncă, alți 5%, agresiuni, moarte violentă, cam 5%. Deci, dacă adunăm accidentele de muncă, moartea violentă și accidentele feroviare, 60% din oamenii care se prăpădeau atunci, ăsta este un semnal foarte important. Și iată vârsta, moartea violentă, 31 de ani, accidentul de muncă 34 de ani, cel feroviar la 35 și boli cardiovasculare, infarct și ictus 44 de ani. Dacă un român se prăpădește la 44 de ani în Italia, apoi lasă copiii pe stradă, lasă soția pe stradă și lasă părinții în România. De aceea noi am încercat să atunci să, dacă vreți, să n-am putut abandona această informație și am încercat să, într-un fel oarecare, prin fundație și nu numai prin fundație, și prin medicii români care au fost aici, am încercat să ne apropiem și să ajungem la acești oameni.
Deci, acum, cu ajutorul domnului Bologan de la ambasadă, din februarie și până acum, în primul rând datorită dânsului, dar și cu ajutorul unor colegi din România, de la Institutul Național de Statistică, doamna profesor Cucu, și multă altă lume, colegi care ne-au ajutat, am reușit să ajungem la cifre de, la cauzele de moarte în Italia, ale emigranților români din Italia, care au fost analizate comparativ cu cetățenii italieni și cu cetățenii români din România. Ce am aflat noi? Avem 8 milioane și 800 de decedați în această perioadă în grupul italienilor și 15.800 de decese din grupuri emigranților români. Iată care este dinamica rezidenților români în Italia. Prin anul 2004 erau 200.000 și am ajuns noi astăzi să fim 1 milion și ceva. Rata de mortalitate a românilor la început era de 2,5 la mie. Pe parcurs, această rată de mortalitate s-a redus semnificativ, cum vedeți, este astăzi în jur de aproximativ 1 la mie. Ce reprezintă România ca emigrație în Italia? Păi suntem la 5 milioane, la aproximativ 60 de milioane de italieni, din care 5 milioane sunt emigranții. Emigrația română reprezintă 20 și ceva la 23%. Sunt prima comunitate, după care urmează albanezii și cei din Maroc. Iată vârsta medie a grupului de 60 de milioane de italieni. Italienii au o vârstă medie, acest grup de studiu are o vârstă medie de 45 de ani. În general, cum anticipasem, străinii din Italia au o vârstă medie de 32 de ani și românii în anul 2012 30 de ani. Are importanță să luăm în calcul vârsta acestor oameni, pentru că patologia respectivă este în relație cu vârsta pe care poate să o aibă grupul de studiat. Ce vârstă medie au românii din România, cei pe care i-am comparat? Au o vârstă medie de, cum vedeți, de 40 de ani, 39,7 ani. Față de o vârstă medie a românilor din Italia, un grup mult mai tânăr, cu vreo 10 ani, de aproximativ 30 de ani, 31 de ani, și vârsta medie a grupului de italieni este de 44,5 ani. Care sunt vârstele de deces la acești oameni? Cum vedeți din grafic, emigranții din România în Italia au o vârstă de deces, cum vedeți, cu un maxim în jurul vârstei de 47, 50, 50 ceva de ani, iar curba decesului la grupul de italieni este undeva împinsă, cum este și normal pentru o populație vârstnică, undeva către 80-87 de ani. Dar haideți să ne uităm la vârsta medie a decesului. În Italia, vârsta medie de deces este, pe sexe, nu mai contează, și bărbați și femei împreună, 79 de ani, față de o vârstă medie de deces în România de 71 de ani, iar românii care locuiesc în Italia au o vârstă medie de 48 de ani, cum puteți vedea. Și dacă noi ne uităm cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu evoluția vârstei medii de deces, cum vedeți, în perioada asta de 2004-2006, vârsta medie de deces era 40 de ani, în 2007-2009, cam când am făcut noi studiu, vârsta medie de deces era 42 de ani și tot așa a crescut, probabil și pentru faptul că grupul de români nu mai este atât de tânăr și pentru că s-a completat cu o categorie de oameni care vând, care nu mai sunt extrem de tineri, cum i-am întâlnit la început. Vârsta medie de deces, o repet încă o dată, a grupului luat în calcul pe cei 8 milioane 800 de italieni este de 79 de ani, iar vârsta medie a celor 15.800 și ceva de români care au decedat în 15 ani în Italia este de 48 de ani. Dacă e să ne uităm pe clase de vârstă, avem o rată dublă, peste 2 ori și jumătate de deces în perioada 0-14 ani, pentru că probabil aici avem niște copii care vin din România cu boli neoplazice și cu boli cardiovasculare, care sunt operați și din datele statistice ale Institutului Italian de Statistică avem o mortalitate mai mare de dublu, 2 ori și jumătate față de grupul de control italian, dar foarte interesant de urmărit faptul că în perioada asta activă, 35-60 de ani, noi depășim de 2 ori și jumătate rata de deces a
cetățenilor italieni și atunci trebuie să ne întrebăm care sunt cauzele. Știți? Cum se prăpădesc acești oameni? Și am luat, aici nu o să vă bombardez foarte mult cu informații, dar există o listă de cauze de moarte la nivel european, care e valabilă în toate țările, și în Italia și în România. Am comparat, deci cum vă spuneam înainte, situația, incidența acestor patologii ca și cauză de deces în Italia, emigranții români în Italia și în România. La cauze de boli cardiovasculare, boli infecțioase, atenție, tuberculoza lovește mult emigranții români. Dacă e să ne uităm la cancere, cancerul de col uterin este 0,07 în Italia față de 1,25 pentru emigranții români, pentru doamnele emigrante române din Italia, față de un 0,66 care este în România. Dacă este să ne uităm la boli nutriționale, metabolice, evident diabetul este mult mai frecvent în Italia ca și cauză de deces, 3,5%, pentru că avem de-a face cu o populație mult mai în vârstă. Știți, m-aș opri la bolile cardiovasculare pentru că mi se pare extrem de interesant. La o populație care are o vârstă medie de deces 79 de ani, iată, bolile cardiovasculare sunt 37%, e normal în Italia, mă refer, cum probabil vedeți aici. În România însă 60% din persoanele care se prăpădesc cu infarct și cu boli cardiovasculare, e o problemă extrem de serioasă pentru noi ca români acasă la noi. Iar dacă ne întoarcem și ne uităm, cum vedeți această coloană de aici, românii în Italia, emigranții noștri au 20% în 15 ani ca și cauză de mortalitate. Noi găsisem în anul 2007 23,4%, deci nu greșisem foarte mult, nu greșisem aproape deloc, știți? Și dacă este să mai vă rețin atenția cu o ultimă informație legată de cauze de deces, m-aș duce la ultimul punct, 17, unde aș vrea să remarcați sau să remarcăm împreună că italienii au ca și cauze de deces traumatisme, accidente de circulație, un 4%, România au 4,4%, dar 26% din decesele care au loc în Italia, în comunitatea română, sunt prin traumatisme externe, accidente de circulație, agresiune. Este extrem de important acest mesaj și cred că noi trebuie, ca și grup social, să ne punem problema. Este un factor reversibil de deces. Nu este ca o tumoră. Aici este o problemă de educație și lumea trebuie să știe. Iată, dacă ne uităm la boli cardiovasculare, care să zicem că este punctul nostru de interes, am spus că vârsta medie de deces a italienilor este de 83 de ani, am spus că evenimentul infart ca și cauză de deces este 37%, iar românii noștri au o vârstă medie a decesului nu de 83 de ani, de 55 de ani, și această boală, cum vedeți, lovește aproximativ 20 dintre 100 din bolnavi care au decedat în Italia. Cum vedem la italieni, evoluția în cei 15 ani este aproximativ ușor în regresie față de grupul de emigranți români, unde boala cardiovasculară începe să fie din ce în ce mai prezentă, fără să avem o tendință extrem de clară din acest punct de vedere. Și dacă este să analizăm cauza aceasta, care este impresionantă, 26% din românii care stau în Italia se prăpădesc prin accidente de circulație, accidente la locul de muncă, agresiuni, cu o vârstă medie de 35 de ani față de un 3-4% cât este 4% cât este și în România și în Italia, cu o vârstă medie foarte diferită. Aceste mesaje cred că trebuie gândite și luate în calcul. Ultimul mesaj care privește iertați-mă. Iată ce se întâmplă cu evoluția acestor cauze de traumatism ca și incidență. În 2004-2006, 40% din românii care se prăpădeau aici aveau drept cauză accidente de circulație, traumatisme și intoxicări, și astăzi am ajuns la 15%. Cum vedeți, acest lucru a rămas aproximativ stabil în grupul de control, care este grupul celor din Italia. Ultimul
ultimul diapozitiv pe care simt nevoia să nu pot să trec peste el. Iată cât, care este creșterea incidenței bolilor neoplazice a românilor din Italia, comparativ cu un 30%, o incidență ca și cauză de deces la cetățenii care rezidenții italieni din Italia. Deci, cred că aici nu este domeniul meu, dar poate că dacă ne rămâne timp și dacă am putea într-un fel oarecare să intrăm în detalii legate de aceste, să zicem, particularități. Da, mulțumim. Mulțumim foarte mult pentru această primă intervenție. Sunt foarte multe lucruri interesante. Statisticile nu mint și chiar au și capacitatea aceasta de a evidenția lucruri neașteptate. Ajutorul extraordinar al statisticilor este tocmai aceasta, că scot în evidență lucruri pe care un ochi obișnuit nu le poate vedea. Sunt date cumulative care apar după o perioadă lungă de timp, sunt analize care ar scăpa oricărui ochi, indiferent cât de fin ar fi, dacă acest gen de statistici scot la iveală lucrurile acestea, chiar merită discutate și sper ca cei care ne urmăresc să formuleze întrebări. Deja au apărut primele întrebări pe Facebook, dar așa cum spuneam la început, îl ascultăm și pe domnul dr. Marco Diana și după aceea, în partea a doua întâlnire, veți putea să primiți răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Poftiți. În realitate, Marco este încă la spital, a trebuit să se ducă din nou în sală, așa încât, practic, prezentarea, diapozitivele pe care trebuia să le prezinte dr. Diana le-am prezentat eu, însă, evident că un comentariu este binevenit. Marco Cozadici, ai... No, visto che hai presentato già tutte le diapositive in romeno, quindi io faccio un commento in italiano. Certo. È impressionante lo studio, ed è stato un grande lavoro lo studio già del primo anno e mezzo, per capire come mai la comunità romena era così martoriata da incidenti stradali e da morte cardiovascolare così alta e così impressionante nei soggetti giovani. Morire a 40 anni fuori dalla propria nazione è un disastro, in effetti, per la persona, per i genitori, per i figli. E, purtroppo questi soggetti non sono riusciti ad arrivare alle cure che noi facciamo tutti i giorni, che sono cure molto avanzate, molto elevate, per vari motivi. Chiaro che noi diamo disponibilità completa, però quello che abbiamo anche dall'analisi fatta negli anni seguenti, effettivamente è indispensabile che la comunità romena in Italia, che lavora molto, che sarà anche molto stanca, in realtà pensi alla salute innanzitutto, perché la salute è una e non si può cambiare, e vediamo che dagli incidenti stradali alle morti cardiovascolari per infarto, per ictus, è davvero stato, sono stati anni molto difficili. Si può migliorare soltanto con la prevenzione e con l'attenzione alla propria salute. Poi noi siamo medici di supporto a questo, ma la comunità romena deve rendersi conto che bisogna dedicare del tempo alla salute, anche se si lavora molto, anche se si è fuori di casa, anche se si è lontani dai propri cari, perché questo impatta sulla salute dell'individuo e sulla famiglia in modo impressionante. Io forse da far solo vedere una diapositiva in più rispetto alle tue. Certo. Del ruolo della prevenzione, poi vi lascio. Il ruolo della prevenzione, sembra che la prevenzione sia, anche nella cultura italiana, la cultura attuale, sembra che la prevenzione delle malattie cardiovascolari, cioè la prevenzione dell'infarto e dell'ictus, sia qualcosa che si può fare, ma se si fa forse non ha efficacia. E invece abbiamo degli studi che adesso vi faccio vedere degli studi che dimostrano, degli studi straordinari. Tiro fuori la diapositiva e ve la commento, va bene Giorgio? Certo, vai. Eccola qui. Ah, devo condividere lo schermo però prima, giusto? Condividere lo schermo. E poi devo tirare fuori la presentazione, condividi. E poi devo tirare fuori la presentazione, giusto? La vedete?
La vediamo. Mette tutto schermo eventualmente. Certo, bravo. Eccolo qua, adesso compare. Questo è uno studio fatto che è durato 20 anni su una popolazione enorme per capire il ruolo della prevenzione dell'infarto e dell'ictus, quindi dell'infarto del cuore e dell'ictus cerebrale. Sembra difficile da capire, ma la chiarisco subito. Sono stati studiati 340.000 persone in questi anni, dal 1980 al 2000, e si è visto l'impatto che ha quando peggiorano sulla mortalità, quando peggiorano i rischi cardiovascolari, se uno è più obeso, se uno fuma, la parte nera. Ma poi sono andati a vedere quante giornate di vita in più hanno avuto, e qui hanno dimostrato migliaia di persone che si sono salvate, ma per quale motivo? Eccolo qua. Nella maggior parte dei casi sono stati in una parte dei casi, vedete, il 40% di queste persone si sono salvate grazie al trattamento dell'infarto, alla cura dell'angioplastica, all'intervento di bypass, alla cura della pressione, alle statine. Ma la maggior parte, del 60% di queste persone, si sono salvate, vedete qua, si sono salvate molte di più riducendo i fattori di rischio, cioè andando a vedere effettivamente il 60% si sono salvate, non sono morte, quindi si sono salvate, hanno vissuto di più. Ci sono state 340.000 morti in meno per controllo della pressione arteriosa, per l'abolizione del fumo, per il controllo del colesterolo con l'alimentazione, con la dieta e con l'attività fisica. Questo ci dice che la prevenzione è la chiave di volta per evitare malattie come l'infarto e l'ictus, e sono ancora più importanti del trattamento dell'infarto in pronto soccorso, in emodinamica, al trattamento dell'angioplastica, agli interventi di bypass e altre terapie. Questo è un dato fondamentale. Tra l'altro questa diapositiva ce l'ha passata Dan Gaiza, che è il cardiologo romeno con il quale abbiamo collaborato, e noi della Cardio Team Foundation da anni siamo impegnati a potenziare questa area che è la prevenzione, sulla quale purtroppo la popolazione romena in Italia è molto debole, ma è debole perché se uno lavora tanto, se uno è fuori, se uno ha poco tempo da dedicare a se stesso, difficilmente controlla bene la pressione, si alimenta bene con gli alimenti di cui vi parlerà il dottor Cerin, eccetera, eccetera. E questo credo che siano dati estremamente importanti. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è quello di avere accesso alle cure. Vedete che l'accesso alle cure è fondamentale. Noi, il dottor Ceri, da anni, fa 30 anni fa il cardiologo, io faccio cardiochirurgo. L'accesso alle cure cardiologiche è fondamentale. Chi ha bisogno può, magari non sa dove rivolgersi, ma si può rivolgere al dottor Cerin, si può rivolgere al sottoscritto, si può rivolgere al proprio medico curante, ma con l'idea assolutamente di non trascurare dei sintomi. Non bisogna mai trascurare i sintomi, bisogna sempre, adesso tolgo lo schermo, non bisogna mai trascurare i disturbi tipici dell'infarto, perché alla fine il problema diventa un problema maggiore. Conversazione, sei in condivisione dello schermo, ma adesso tolgo la condivisione dello schermo, interrompi condivisione. Io, così non ho più condiviso lo schermo, giusto? Certo. E, per dire che siamo tutti impegnati nella prevenzione come fondazione, ma se poi il paziente, il soggetto che deve essere sano, arriva a avere dei disturbi, il dolore al petto, la mancanza del fiato, qualsiasi altro disturbo, è giusto che si rivolga al medico e che non trascuri questi segni e questi sintomi. Succede anche nella popolazione italiana. Ci sono, soprattutto col Covid, molti soggetti italiani non sono venuti in ospedale e si sono trascurati per paura del Covid in ospedale. Adesso il Covid in ospedale non c'è più, e anche prima era sicuro, ma comunque è fondamentale, se uno ha un problema, che si rivolga agli specialisti. A voi. Grazie.
Eu aș zice să câștigăm timp. Poate că din experiența pe care o am în biserică, lumea întreabă mult. Nu știu câtă lume este în momentul de față în direct cu noi, dar aș trece să fac prezentarea și eventual în funcție de întrebări și asta ne adaptăm pe parcurs. Vă zic că... Da, e foarte bine așa, să facem, să continuăm prezentarea și după aceea deja sunt întrebări, unele dintre ele sunt chiar bine țintite, se spune în raport cu ce s-a spus, dar cred că și mai bine vor fi focusate întrebările și după cealaltă prezentare, deci e foarte bine. Da, astăzi o să vorbim despre greutate în plus. Kilograme în plus, o să vorbim ce conexiune există între boli cardiovasculare și ce conexiune există între bolile cardiovasculare și, cum am zis noi aici, pâinea noastră cea de toate zile, adică hrana noastră. Noi de obicei vedem hrana în varianta ei, noi doctorii, noi bolnavi, noi în general gândim despre hrană și vedem dimensiunea ei pozitivă. Mi-este foame, mănânc, mă încarc cu energie. Dar toate lucrurile din punct de vedere filozofic, știm din filozofia asiatică, chineză, japoneză și indiană și așa mai departe, că nu există nimic pe planeta asta care să n-aibă și o dimensiune negativă. Și atunci, de-a lungul prezentării mele, din când în când, am să încerc să separ granița asta dintre hrană ca un element pozitiv și să vedem în ce măsură sau când trecem granița și când hrana noastră poate să devină ceva negativ. Pentru mine, ca și medic, cardiolog, în fine, când spun hrană, nu pot să nu mă gândesc la relația dintre hrană și bolnavul care are diabet. Care sunt alimentele care ar trebui el să le evite sau care fac să-i crească glicemia mai mult? Ce ar putea el eventual să mănânce ca să nu-i crească atât de mult glicemia, dar să mănânce bietul om? Care sunt alimentele care produc obezitatea, boala asta epidemică care a explodat în toată lumea, inclusiv în țările care nu au ce mânca, care sunt în lumea a treia, cum se zice, care sunt relațiile care există între colesterolul meu mai mare și tipul de alimentație pe care îl am. Toate aceste lucruri vom încerca să le abordăm împreună în această seară, în această prezentare. Uneori prezentarea mea este ceva mai tehnică, dar eu, din experiențe anterioare, chiar dacă sunt, să zicem, intru uneori în tehnicisme, am văzut că lumea înțelege și nu mi-este teamă să abordez lucrurile ceva mai la rădăcina lor, cum zice românul, și chiar aș începe prezentarea mea cu relația dintre hrană ca sursă de energie, nu energie oarșicare, de energie solară, pentru că în fond noi când ne hrănim veți vedea sau vom vedea sau dacă stăm să analizăm, noi nu mâncăm altceva decât energia pe care planeta Soare o transmite pe planeta noastră și vom face niște calcule, dacă vreți, legate de câtă energie consumăm noi în diverse alimente. Nu neapărat sub aspectul caloriilor. Este important, dar trebuie să înțelegem anumite mecanisme. De aceea voi fi obligat să intru în detalii tehnice. Acest eveniment n-ar fi avut loc dacă nu am fi fost sprijiniți de așa cum s-a anticipat deja de către Episcopia Română din Italia, de bisericile, cele 300 de biserici și ceva care sunt aproximativ în Italia, prin Facebook-ul lor sperăm că mesajul să ajungă la concetățenii noștri. Sunt și o parte din oameni din România, sunt o parte din oameni în Moldova. N-am fi putut să avem datele statistice fără sprijinul ambasadei, a consulatelor și, evident, fundația și cu asociația medicilor. Spuneam deci că noi vedem hrana ca o sursă de energie și când mâncăm mere spunem că, uite, avem zahăr, avem vitamine, când mâncăm o ușoare spunem că avem colesterol, la pâinică mai spunem că avem amidon, dar aș vrea să ne ducem mai în profunzime un pic și mai la rădăcina lucrurilor și să totuși să ne dăm sau să ne ducem aminte că dacă n-ar exista soarele care să transmită energia plantelor, care înmagazinează această energie, viața n-ar fi posibilă pe această planetă. Știți? Deci asta este un element extrem de important cu care e bine să plecăm la drum și că
sistemul viu a acestei planete este dominat sau noi trăim pe spatele regnului vegetal. Datorăm existența noastră plantelor. Veți vedea din analiza de mai târziu. Partea asta este cam filozofică, dacă vreți, dar nu putem să trecem peste ea. Și câtă energie trimite soarele pe planetă? Păi la ecuator ajung cam 500 de watts pe metru pătrat, evident, o cantitate suficient de mare. Această energie, cum știm din viața de fiecare zi și de la școala elementară, este folosită de plante care în procesul de fotosinteză ce fac? Păi iau niște apă din teren, iau din sol, iau niște dioxid de carbon din aer și produc ceea ce se numește glucoză. Putem deci să considerăm, din punctul de vedere conceptual, că glucoza este de fapt o rază de soare care a fost înmagazinată într-o substanță chimică și a rămas pe planeta aceasta pe care noi locuim. Vom vorbi astăzi despre glucoză din punctul de vedere al cantității de energie termodinamic, cum îi zicem noi, într-un fel oarecare. Și nu vom intra în detalii chimice, de biochimie, și nu voi spune precis despre glucoză diferit față de zahăr, față de amidon sau hidrocarbonați. Din punctul de vedere termodinamic, energetic, aceste toate unități care sunt din punct de vedere chimic separate, noi le vom considera ca și când ar fi noțiuni similare, pentru că ele, în fond, nu sunt altceva decât forme de stocare a energiei razelor de soare. Acești fotoni care ajung pe planetă sunt într-un mod atât de divin, dacă vreți, stocați într-o reacție endotermică, într-o reacție în care energia respectivă este stocată, este magazinată în molecula de glucoză. În acest fenomen de fotosinteză, 6 molecule de dioxid de carbon și cu 6 molecule de apă produc glucoză și eliberează și niște 6 molecule de oxigen ca noi să putem respira. Nici nu știu ce cuvânt să folosesc, câtă măreție poate să existe în această ecuație atât de simplă și cât respect ar trebui noi să le datorăm plantelor pe care, cinstit să fim, ne cam bate joc. Este o reacție însă reversibilă. În prezența oxigenului, energia care s-a acumulat în această glucoză, în clipa de față eu ard glucoză în creierul meu, transport acolo niște oxigen și eliberez, așa cum și dumneavoastră, ca să urmăriți prezentarea mea, ardeți glucoză în creier, produceți energie, eliberăm apă care este eliminată pe cale renală și bioxid de carbon care este eliminat pe cale respiratorie. Deci este o sursă de reacție exotermică, de eliberare de energie care nu poluează. Câtă energie poate să elibereze acest combustibil planetar numit glucoză? Păi cam la un gram de glucoză, cam 4 kilocalorii. Și acest sistem de stocare a energiei solare sub formă de glucoză este valabil pentru plante, pentru că ele sunt sisteme biologice fixe, ele nu se deplasează. Vom vedea că sistemele animale, cum suntem noi, insectele, peștii și păsările, fiindcă sunt sisteme mobile, ca să poată să se deplaseze, aveau nevoie de ceva în plus, de o concentrare a acestei sistem de energie și o să ajungem mintenași și la acest lucru. Dar mai întâi, haideți să zicem așa, plantele, de fapt, sunt niște baterii solare. În fond, asta este, ele nu fac decât să stocheze energia solară. Și dacă vrem să le clasificăm, avem 3 nivele de baterii solare. Un nivel foarte jos, iarba, frunzele. Dacă eu mănânc salată, nu simt glucoză, dar nu are nici grăsimi și nici proteine în interior. Are glucoză. Cantitatea foarte mică. Creatorul s-a gândit că nu o să fie suficient și atunci toamna ne-a dat o sursă de energie mai consistentă, care sunt fructele. În acest fel am putut să creăm un pic de masă grasă, să intrăm peste iarnă. Și în ultimii ani, în ultimii 20.000 de ani, am introdus în alimentația noastră, am cunoscut cerealele care sunt surse de amidon, amidonul fiind, de fapt, un șir întreg de mii de molecule de glucoză sudate între ele. Care ar fi, ce considerații ar trebui noi să facem despre aceste baterii solare trecând în lumea noastră de fiecare zi de astăzi? Că trebuie să ne întoarcem și la realitate, dar din când în când trebuie să ne întoarcem și la rădăcinile noastre. Păi noi frunze și fructe mâncăm de milioane de ani. Foarte important mesaj. Dar doar de câteva zeci
poate de 15-20 de mii de ani avem acces la cereale. E foarte important acest mesaj. Și nu numai acest lucru. Dacă noi am mâncat frunze și fructe, alimente negătite, de exemplu, am avut o nevoie de o floră intestinală specifică pentru acest tip de hrană, care s-a numit paleoflora, dar în momentul în care am început să mâncăm cereale și alimentele gătite, a trebuit să schimbăm și flora intestinală. E foarte important să ne ducem aminte și despre acest lucru. Deci, am zis noi că animalele ar avea nevoie de concentrare a energiei. Păi noi știm că dacă mâncăm dulciuri, ne îngrășăm. Dacă mâncăm zahăr, pâine și cartofi, ne îngrășăm. Pentru că a existat în mintea Creatorului o soluție termodinamică în care i-a spus: domnule, am nevoie să concentrez cantitatea de energie solară dintr-un gram de substanță și să o fac mai puternică, astfel încât animalele au în dotare ficat sau intestin, sunt organele care transformă glucoza în grăsime. Și cum vedeți, într-un gram de glucoză am 4 kilocalorii, dar în același gram de masă, de substanță, dacă eu am ficat și intestin, plantele nu au așa ceva, eu reușesc să fac 9 kilocalorii. Și dacă e să facem un calcul, la un kilogram de grăsime, de exemplu, în regnul animal, orice animal vreți dumneavoastră, am 9000 de calorii, dar dacă eu n-aș avea ficat ca să stochez în corpul meu 9000 de calorii, eu ar trebui să am o greutate, cum vedeți, corespondentul a 2 kg și ceva de glucoză. Adică o albină care în mod normal are 100 de miligrame ar trebui să aibă 200 și ceva de miligrame. Ar mai putea ea să zboare? Ar mai putea să reziste oasele hipopotamului, care în loc de 8 tone ar trebui să aibă undeva la 18 tone? Vedeți că totul este gândit și totul are un sens logic. Chiar dacă am intrat în partea asta de teorie, eu am simțit nevoia să vă explic acest detaliu tehnic, pentru că este extrem de important. Glucoza din sângele meu este transformată, cum vedeți, în această săgeată în grăsime, doar dacă glicemia depășește, dacă nivelul de zahăr din sângele meu depășește 80 de miligrame. Altfel, ea nu este transformată. Sigur că această reacție este o reacție fantastică care ne-a permis să nu murim pe planeta asta, că în momentul în care eu nu am mai avut glucoză, n-am mai avut hrană, am reușit să transform șunculița pe care o am, grăsimea pe care o am, să o retransform în glucoză. Este o reacție reversibilă. Și cine face asta? Păi cam de vreo 70 de ani știm bine cine face. Este o enzimă care se numește 3-hidroxi-3-metil-glutaril cu enzima A. Nu numele ei ne interesează, dar este enzima pe care noi astăzi, conform tuturor instrucțiunilor oficiale din ghidurile medicale și din practica de fiecare zi, dacă cineva are colesterol, noi dăm bolnavului respectiv aceste medicamente care se numesc statine și care sunt extrem de folosite. Problema ar fi totuși să ne ducem și mai la rădăcina lucrurilor, să what ăsta de aici din engleză, adică și ce vrei să spui tu, doctorul Cerin, cu povestea asta. Eu vreau să vă spun ceva relativ simplu. La 100 de miligrame de colesterol pe care eu le am în șunca mea sau în sângele meu, aș vrea să ne aducem aminte cu toții că maxim 30%, cam 20 până la 30% provine din untul pe care eu îl mănânc, slănina pe care eu o mănânc, smântâna pe care eu o mănânc sau cărnații pe care eu îi mănânc. 70 până la 80% din acest colesterol, din această grăsime, provine de fapt din zahăr, adică din razele solare, adică din glucoză, adică din glucoza din zahărul din cafea, glucoza din pâine, glucoza din struguri. În principiu erat verbul, cum zice Biblia, la început a fost verbul. Noi trebuie să înțelegem verbul, adică gândirea, înțelegerea. Noi trebuie să înțelegem acest lucru, trebuie să-l știm. Doar dacă glicemia mea depășește 80 de miligrame, și când poate ea să depășească 80 de miligrame? Păi poate să depășească 80 de miligrame când mă adresez cu alimente supraîncărcate de glucoză. Și atunci întrebarea care este? Ce facem la bolnavul cu colesterol mare? Îi dăm statine sau încercăm să schimbăm stilul de viață și de hrană? Deci este încercarea pe care eu vreau astăzi, făcând această introducere, poate cam întortocheată, dar eu cred că nu se putea altfel ca să vă conving, că nu este o idee fixă a mea. Ce se întâmplă în lumea reală?
Păi ca să scriu eu o rețetă de statine, îmi ia 2 minute, așa am scăpat de bolnav, iertați-mă că sunt direct. Dar ca să explic bolnavului cum să schimbe hrana, îmi trebuie minim 30 de minute și de aici încolo eu am să vă rog să-mi acordați aceste 30 de minute în încercarea de a nu mai scrie statine. Știți? Pentru că statinele rămân la urma urmei niște medicamente. Știți? Așa că noi astăzi o să vorbim despre hrană, o să vorbim un pic despre ce face ficatul meu, o să vorbim despre glucoză, despre senzația de foame, o să vorbim cine declanșează foamea, o să vorbim chiar și despre colesterol. La sfârșit, dacă aveți întrebări, eu le aștept cu mare plăcere. Înainte de a scrie eu statine, aș vrea să vă reamintesc că noi am suferit o revoluție alimentară în urmă cu aproximativ 20.000 de ani, când am început să gătim alimentele. Noi gătim alimentele de 10.000, 15.000 de ani. Noi de milioane de ani nu am gătit nimic. Și aș vrea să vă mai atrag atenția că noi accesul la surse de energie solară foarte serioase l-am avut de când am introdus agricultura, cerealele, știți? Și nu putem, înainte de a da statine, eu trebuie totuși să mă întreb ce înseamnă, domnilor, nutriție corectă. Ce ar însemna? Eu nu sunt nutriționist și am tot respectul meu uman și profesional pentru nutriționiști. Eu sunt, să zicem, o persoană care mă lovesc cu capul de pragul de sus în fiecare zi de colesterol, de diabet, de hipertensiune, de gută și toate celelalte și am încercat cu mintea mea să găsesc o soluție pe înțelesul tuturor și ceea ce încerc astăzi să fac este să intrăm în acest capitol de nutriție corectă, pentru că dacă există niște specialiști care se numesc nutriționiști și ei se ocupă de nutriție, cum se explică faptul că avem peste 3.000 de diete oficial înregistrate în lume? Înseamnă că nu avem lucrurile clare. Eu nu am pretenția că am lucrurile clare, dar iată, vă propun, dacă sunteți de acord, să intrăm în detaliu acestui colesterol mai mare. Dacă eu am colesterol mai mare decât trebuie, eu știu că am, ca și când s-ar aprinde becul pe bordul mașinii mele, care îmi spune: Georgică, fii atent că introduci 70-80% din colesterolul ăsta este glucoză pe care tu o introduci mai mult decât îți trebuie. Glucoza este un combustibil. Dacă eu nu-l ard, intervine în ecuație ficatul care transformă această glucoză în colesterol. Colesterolul, cum știm, cum v-am spus, spre deosebire de glucoză care nu are decât funcție de combustibil, adică benzina pe care eu o ard în creierul meu în clipa de față, în mușchi, în ficat, în măduva mea osoasă, în rinichi, ca să-și facă fiecare din aceste organe meseria, colesterolul are și funcție energetică, pot să-l ard și să-l obțin, dar are și funcție structurală. Eu pot să folosesc acest colesterol sau îl folosesc din plin, dacă vreți, ca să construiesc membrana celulară. Toate celulele mele au o anumită membrană care este construită cel puțin jumătate din colesterol. Această membrană celulară are o grosime de 1 micron, adică are grosimea unei bășici de săpun cu care se joacă copiii și nepoții dumneavoastră. Și eu regăsesc acest colesterol în măduva osoasă, în globulele roșii, în leucocitele mele, în trombocitele mele. 50 de mililitri de sânge se distrug și se recrează în fiecare zi. Acest colesterol îl găsesc, dacă vreți, în scutul cu care sunt armați soldații mei, leucocitele mele, să mă apere de COVID și de cancer. Unde îl mai găsesc? Păi îl găsesc în membrana respiratorie, adică în cei 170-150 de metri pătrați cu care eu respir în clipa de față. Această membrană fantastică de 1 micron, care permite transferul dioxidului de carbon din corpul meu, cel pe care am ars glucoza și îl elimin, țeava de eșapament, dar îmi permite să absorb și oxigenul ca să pot să trăiesc, ca să pot să vă povestesc. Sunt 150-170 de metri pătrați, vă dați seama. Dar dacă ne ducem la tubul digestiv, lucrurile sunt și mai complicate. Avem o membrană de 1 micron pe 3-400 de metri pătrați de intestin. Extraordinar de incredibil. Această membrană are 1 micron. Este capabilă, atât de inteligentă, încât nu absorbe de acolo virus și toxine, absorbe decât hrană. Vă dați seama că este atât de importantă încât creatorul a hotărât să înlocuiască din 4 în 4 zile, 3-400 de metri pătrați de tub digestiv, ca nu cumva eu să absorb de acolo lucruri care să îmi facă rău. Și dacă noi nu mâncăm bine, ce se va întâmpla? Nu cumva absorbim lucrurile de acolo?
Așadar, colesterolul înseamnă retina cu care eu văd, mucoasa nazală cu care eu respir, timpanul cu care eu aud și creierul cu care judec, dar nu numai creierul rațional. Înseamnă, cum v-am spus și mai înainte, creierul meu emoțional, pentru că esența stării mele emoționale se întâmplă la nivelul tubului digestiv. Vă zic că am spus că avem colesterol mare, înseamnă că avem exces de glucoză în șantier. Ce pot eu să fac? Păi pot să schimb stilul de viață și pot să schimb stilul de hrană. Mai greu aș putea să schimb stilul de viață la un om de 70 de ani și să-i spun să facă parașutism. Știți? Dar poate că merită să ne întoarcem la rădăcina lucrurilor și să vorbim despre cele, nu știu câte diete există. Fără pretenția de a da o dietă. E un dialog. Eu, care mă stau în linia întâia frontului, am să vă vorbesc de experiența mea despre hrană și ca să vă vorbesc despre asta, vă rog frumos să-mi permiteți să mă întorc în timp și să ne aducem și să ne imaginăm că viața pe această planetă s-a întâmplat într-o oră. În această oră noi am apărut mai puțin de un minut de când suntem în această planetă. Aceasta tradus în timpul nostru obișnuit înseamnă că sunt, unii zic 3 milioane de ani, alții zic cam 5 milioane de ani și că de-a lungul acestor milioane de ani mașina umană a fost perfecționată și că noi suntem prototipul cam 100 de mii din generația umană. Ce făcea această ființă umană în perioada acestor milioane de ani? Extrem de importantă noțiune. Omul era o ființă nomadă. Nomadă înseamnă că eu nu mâncam mereu aceleași lucruri. Cereale dimineața și cu lapte, cu cafea, nu mâncam sarmale și ciorbă. Eu aveam un stil alimentar extrem de divers. Și dacă aveam un stil alimentar extrem de divers, mereu divers, înseamnă că și flora mea bacteriană era extrem de diversă. Extraordinar de important să judecăm lucrurile la rădăcina lor. În orice caz, acest om primitiv nomad mânca și el cam ce găsea. Mânca frunze, mânca fructe, rădăcini, semințe, foarte puțină carne. Pentru că animalele au avut un foarte prost obicei. De câte ori au fost invitate la grătar, au refuzat. Nu avem canin de carnivor. Am mâncat și carne, dar nu suntem un mâncător de carne ca alimentație. Și era carne de vânat, era carne slabă. Aceasta este ceea ce noi numim, sau ceea ce cei care se ocupă cu respect despre problemă numesc paleodietă, pe care noi am schimbat-o în urmă cu aproximativ 15, poate 20 de mii de ani, când din nomazi am devenit sedentari. Am început să cultivăm cerealele, am descoperit alimente hipercalorice, grâu, porumb. A fost o sursă fantastică de energie descoperirea cerealelor. Într-un pumn de grâu sau de orez, eu am 500 de calorii, n-am nevoie de frigider. Noi am invadat planeta când am descoperit cerealele. Extrem de important. În afară de faptul că am început să facem agricultură, am început să creștem animale, avem carne mai multă, avem lactate și am început să gătim. Noi fiind, de fapt, un animal care a mâncat tot timpul hrană crudă. Extrem de important detaliu. Foarte important. Nu știu de ce cei care se ocupă de nutriție, sau poate se ocupă și nu citesc eu, Doamne iartă-mă, dar acest detaliu în judecata noastră de fiecare zi are o valoare extrem de practică. Noi am suferit o revoluție alimentară în urmă cu 15-20 de mii de ani, care a însemnat gătirea alimentelor, cum am spus, introducerea cerealelor, introducerea lactatelor. Am descoperit alcoolul, am descoperit sarea și mai nou am pus și noi, ultima generație, am adus și noi câte ceva să fie rețeta completă, am adus pesticidele, nu? Și întrebarea pe care trebuie totuși să ne punem ajuns aici, sper că nu v-am chinuit prea tare și nu v-am plictisit. Bine, bine, dar dacă noi am schimbat carburantul, adică hrana noastră, ce s-a întâmplat cu carburatorul? Ce s-a întâmplat cu metabolismul meu? Și dacă eu am schimbat hrana, nu pot să nu mă întreb și ce s-a întâmplat cu schimbarea mea de floră intestinală? Acești chiriași invizibili care sunt de 10 ori mai mult numeric decât toate celulele corpului meu. Pentru asta aș vrea totuși să ne întoarcem la razele de soare. Aș vrea să ne aducem aminte că noi existăm dacă primim energia solară și care o primim de la plante, sub formă de glucoză și o să vorbim un pic despre glucoză, zahăr sau hidrocarbonați, așa cum am zis mai înainte, întorcându-ne un pic la acel om nomad primitiv, o să-i zicem că el avea un carburator de om erbivor, pentru că asta era alimentația lui de bază. Mâncând toată ziua alimente neconcentrate,
Cum vedeți, asta este glicemia medie. Dacă eu am acum glicemie 100, mă concentrez foarte bine. Nivelul de benzină, fiind un combustibil, glucoza, ea este extrem de bine monitorizată de creator în sângele meu. Probabil că acest nomad mânca, astea sunt cele 12 ore, că el noaptea nu mânca cum mâncăm noi astăzi, știți? Deci avea o glicemie în jur de 100. Fiind combustibilul de care depind multe, toate organele, dar mai ales creierul funcționează doar cu glucoză, creatorul mi-a dat niște semnale care mă anunță atunci când glicemia scade. Și dacă ajung pe la 70, îmi spune mie foame, dacă ajung pe la 60-65, transpir, încep să tremur pe la 50, intru în confuzie la 40 și în comă, creierul meu nu mai funcționează. Extrem de importante aceste mesaje. Deci nu e numai foamea în sine. Atenție, foamea ca semnal este condiționată de nivelul de raze solare care circulă în sângele meu, pe care eu le-am introdus din hrană de origine vegetală. Extrem de important mesaj. Ce s-a întâmplat în momentul în care noi am gătit? Păi, mai înainte de a vă duce cu mintea la momentul a găti hrana, aș vrea să vă spun că de câte ori glucoza crește în sângele meu, eu n-am niciun semnal biologic. Dar când ajunge la 180 de miligrame, ea devine toxică. Stresul oxidativ, cum îl numim noi, este atât de mare încât creatorul a hotărât ca rinichiul să intervină și să arunce peste bord această hrană care până la 100-120 era yang, devine yin, devine toxică și este eliminată din corpul uman, încercând în felul acesta să apere creierul meu, retina mea, rinichii mei, coronarele mele. Haideți să ne imaginăm, sigur, la modul ceva mai... Îmi aud în cască. Cineva a deschis un microfon. Ok? Mulțumesc. Deci, haideți să ne imaginăm cele trei mese ale zilei pe care noi le consumăm astăzi, cu majoritatea dintre noi mâncăm alimente gătite și o să vedeți ce rol important are acest, pot să aibă. Aici am reprezentat nivelul de glucoză din sânge. Noi mâncăm alimente care descarcă foarte multă glucoză. Automat, fără să mă întrebe pe mine, pancreasul meu descarcă foarte multă insulină. Insulina ia glucoza din sânge și o transformă în grăsime și eu devin mai obez. Foarte important mesaj. Se mai întâmplă ceva însă. Dacă eu am descărcat mai multă insulină decât trebuie, deoarece am mâncat mai multă glucoză decât am nevoie, combustibilul, glicemia scade, ajung la 60 și mi se face foame. Iată că s-a creat un cerc vicios, din care va trebui să știm cum anume trebuie să facem, să ieșim, pentru că la originea noastră noi am avut alt tip de carburator și alt tip de glucoză introduceam în paleodietă. Noi nu aveam acces la brioși, la biscuiți, la pâine, la paste, la alimentele gătite. Știți, extrem de important să ne aducem aminte de ce s-a întâmplat. Și când spunem multă insulină, vă spune multă foame, pentru că insulina va lua glucoză și o să mi se declanșeze, o depozitează, scade glicemia și apare semnalul ăla biologic numit foame. Deci eu, dacă vreți să vă controlez foamea dumneavoastră, va trebui să vă învăț sau ar trebui să învățăm cum anume judecăm care este nevoia de insulină a mea la mâncarea pe care o consum sau în practica de fiecare zi, cum mă judec, nu neapărat trebuie să știu caloriile, e foarte corect să știm caloriile, eu nu sunt capabil și majoritatea dintre dumneavoastră nu puteți din păcate ajunge la nutriționist și atunci este o, cum zic italiene, o soluție fai date ca să putem să judecăm varianta alternativă, eu nu mă substitui niciun nutriționist, eu doar încerc să vă ajut să înțelegeți cam cum stau lucrurile și lucrurile au fost lămurite cam prin perioada anilor 1990 în California. Sunt niște medici care s-au ocupat de alimente și au folosit acest criteriu, acest etalon, să-i spunem, care se numește indicele glicemic și care împarte alimentele vegetale, ălea care au zahăr în el, nu vorbim de brânză, nu vorbim de carne, că alimentele de origine animală au foarte puțin glicogen, o formă de stocare. Deci vorbim de alimentele vegetale. Toate alimentele, cum le vedeți în parte de la roșii, la castraveți, la mere, la tot ce vreți dumneavoastră, sunt alimente care, la care absorpția zahărului se face lent față de alimentele pâinică, orez sau cartofi gătiți, evident, care au o viteză de absorpție foarte rapidă și de aceea se numesc hidrocarbonați lenți și hidrocarbonați sau
zaharuri lente. Cum observați, vorbind de hrană gătită, deci a găti hrană înseamnă a-i transforma proprietățile, a accelera viteza cu care absorb zahărul, deci va accelera și descărcarea de insulină, deci va accelera și foamea, dacă vreți dumneavoastră, știți? Dacă bolnavii, sau eu, dacă veți ști cam ce indice glicemic are alimentul din fața dumneavoastră, nu, aproape că nu este nevoie să mai faceți și calculul de calorii. Eu învăț pe bolnavii mei care le dau tabelul cu indicele glicemic. Uitați-vă pe Google, pe internet, că se găsesc toate alimentele, au acolo indicele glicemic, care înseamnă deci nivelul de zahăr din sânge. Cu cât mai mult crește el, cu atâta eu o să am mai multă foame și o să mă îngraș. Nu am ceva împotriva zahărului. Atențiune, nu se poate așa ceva, este sursa noastră de viață. Dar trebuie să știm când el din yang poate să devină yin. Și atunci, haideți să vă explic un pic cum e cu indicele ăsta glicemic. O să aveți aici, cum vedeți, dacă eu iau dextroză, iată cum crește glicemia la o oră, am 240 de miligrame, deci câtă insulină voi descărca. Dar să comparăm cu zahărul alimentar, la o oră jumate am un nivel maxim de 180 de miligrame, dar nici făina nu se joacă, am 170. Și dacă mănânc fulgi de cereale la micul dejun, voi obține 150 de glicemie maximă la 2 ore. Iată, fructele nu depășesc 130 de miligrame, deși au gustul dulce. Foarte important, nu facem, vă rog frumos, confuzia. Noi, Creatorul ne-a adus pe această planetă cu acest nivel de alimente cu indice glicemic. Tot ceea ce vedem deasupra este hrana noastră introdusă modern. Noi nu putem să nu o luăm în calcul atunci când vrem să ne ferim de boli cardiovasculare, de obezitate, de hipertensiune, de diabet. Atenție că dacă eu descarc insulină la ora 7-8 de dimineață, 5 ore va rămâne în circulație. Dacă mai mănânc și la 10, mai descarc pentru alte 5 ore. Dacă mănânc și la 12, alte 5 ore. După amiază, alte 5 ore. Deci nu este nevoie să mâncăm de 5 ori pe zi, deoarece voi descărca hormonul foamei și al obezității, care se numește insulină, de 5 ori pe zi, ca să stea în circulație de câte 5 ore de fiecare dată. Știți? Deci, nu putem să nu vorbim despre glucoză și să nu dăm două cuvinte, să nu spunem două cuvinte despre boala asta atât de dramatică, care se numește diabet și care afectează în România aproximativ 12% din oamenii din țara noastră. Diabetul este, atenție, în practica de fiecare zi, este o boală latentă și extrem de subestimată și de doctori, dar mai ales de bolnavi. Iată ce spune Mayo Clinic, care este cea mai faimoasă clinică la nivel planetar privată. Ei spun așa că în momentul în care fac diagnosticul de diabet, au trecut deja 7 ani de când bolnavul lor era diabetic. E cea mai fantastică și mai faimoasă clinică privată din lume. Și ei mai spun, domne, reușim ca în momentul diagnosticului să avem 25% din complicațiile tipice ale diabeticului. Deci, atenție, diabetul este o problemă pe care trebuie să o înțelegem. Trebuie să ne aducem aminte că insulina este obligatorie ca să pot să construiesc masa grasă. Sigur, îmi trebuie glucoză, raze de soare sub formă de glucoză, de la pâine la zahărul din chiosea sau de unde vreți dumneavoastră, din prăjituri. Dar eu, din corpul meu, voi pune la dispoziție insulină pe care Creatorul mi-a dat-o în număr fix, prestabilit, așa cum este ciclul menstrual la femei, tot așa și insulina este la număr limitat. Fiecare dintre noi, în momentul nașterii, primim un cec pe care scrie câte molecule de insulină avem la dispoziție pentru toată viața. Dacă eu am părinții cu diabet, sigur că această moștenire ar putea să fie ceva mai mică. Deci nu este decât o problemă de timp când un bolnav obez va deveni un bolnav diabetic. Și așadar, fără să vrem, vreți, nu vreți, va trebui să mă suportați să vă povestesc și două vorbe despre obezitate. Boală care explodează în toate sistemele sociale din lume, nu numai la adulți, din păcate și la copil, este o dramă, și la copiii noștri și la nepoții noștri. Și atunci, haideți să trecem la practica de fiecare zi. Ce pot eu să fac acasă la mine ca să pot cumva să gestionez problema obezitate? Dacă am forța să investesc un euro și să-mi cumpăr acest aparat, păi uitați cam ce pot eu să fac. Dacă sunt cumva o persoană de sex feminin, trecută de vârsta a doua, nu vorbim de oameni tineri sub 45 de ani, vorbim după 45. Deci dacă eu sunt femeie de
45, 50, 60 de ani și am 80 de, de centimetri în talie sau 94 la bărbați, voi ști sigur, fără să fac nici o analiză, nici o vizită, că mă candidez pentru boli cardiovasculare cu risc înalt. Deci este suficient să fac această analiză acasă la mine. Și dacă cumva depășesc 88 și sunt femeie vârsta medie sau bărbat peste 102, păi în acel moment știu deja tot așa, fără să mă duc la doctor, că încep să am ceea ce numim sindrom metabolic. Sunt 5 boli care vin la pachet, nu toate din prima zi. Păi începe să crească un pic colesterolul, ha? Ați mai auzit așa ceva? Începe să crească un pic tensiunea arterială, mai crește glicemia și cu răbdare, dacă am răbdare, vine și diabetul zahărat, colesterolul așa numit bun începe să scadă. Și dacă noi vrem să luăm în serios problema obezitate, poate că mai investim ceva, o sumă de 10 ori mai mare și ne cumpărăm și acest aparat. Împreună cu aceste două aparate, eu am să încerc să vă dau o cheie. Biblia spune că la început a fost verbul, adică e nevoie să știm gândul, verbul, înțelegerea, cuvântul. Știți, mașina umană a fost construită cu un concept care nu mi-aparține, nu e vina mea, vă rog frumos să nu vă supărați în acest moment al prezentării, se numește greutatea ideală. Și greutatea ideală înseamnă așa, că dacă eu am 1,50 m înălțime, bunul Dumnezeu în 50 de kilograme mi-a dat cantitatea de creier care îmi trebuie, de ficat care îmi trebuie, de rinichi, de mușchi, de oase și de toate, și la fel pentru 1,60 m și la fel pentru 1,70 m și așa mai departe. Acesta este un concept universal. Nu numai omul este construit așa. Doar animalele de laborator care mănâncă mai puțin trăiesc mai mult. Și nu invers. E foarte important să înțelegem. Și să ne mai aducem aminte că în toate rasele, de la chinezi la rasa roșie, galbenă și albastră, toți ultracentenare sunt slabi. Slabi ca scobitorii. Deci, și cine mai spune profesorul Yoshinori, care erau premiul Nobel la medicină în 2016, că dacă nu mâncăm, postul negru permite o autofagie celulară, un fel de curățenie totală, generală, în cadrul celulei care renaște. Deci, atenție, că este foarte important să înțelegem mesajele puternice. Și mai este încă un lucru, dependența de hrană. Vedeți acest copil care își ține drogul numit Nutella în mână, de ce l-o fi pus eu aici? Pentru că extrem de important să analizăm cum stau lucrurile. Am împărțit noi mai înainte hidrocarbonații rapizi, adică zahărul care se absorbe rapid în alimentele, cum le vedeți. Dacă zahărul are un indice glicemic de 100, iată că avem alimente care au undeva 95, 80, 90, deci toate aceste alimente se absorb rapid pentru că sunt coapte în cuptor, pentru că sunt prelucrate mecanic, față de aceste alimente care au un indice glicemic jos. Creierul uman nu trăiește decât cu zahăr și atunci el este extrem de dornic să găsească zahăr rapid absorbabil. De aceea acest copil pe care îl vedeți cu Nutella, când o să-i propuneți salată la vârsta de nu știu câți ani, o să spună că nu îi place și o să ducă să mănânce cam acest gen de alimentație. Poate o să mai slăbească cumva la vârsta adolescenței, la pubertate, că crește metabolismul, dar nu va vrea să mănânce decât acest stil de hrană cu absorpție rapidă. Deci a avea copii cu greutate crescută mai mare decât trebuie înseamnă de fapt să-i ducem în anticamera unor boli cardiovasculare. Și deci rolul hranei gătite în această ecuație este important. Nu putem să nu trecem cu vedere acest lucru și vă rog să mai îmi permiteți să vă port cu mintea și la ceea ce a însemnat revoluția noastră alimentară cu 20.000 de ani când am început să gătim. Păi dacă eu iau niște morcovi și mănânc cruzi, să zicem că am zahăr 100 de grame, în nu știu câte grame, am 100 de grame de morcovi. Dacă îi mănânc crud în 2 ore, că așa se calculează indicele glicemic, voi absorbi maxim 25-30% din zahărul din morcovii respectiv. Dacă eu voi fierbe însă acești morcovi, aceiași morcovi, în 2 ore cât voi absorbi? Păi nu voi absorbi mai mult decât 75%, același aliment. Vedeți cât este de important. Noi nu vorbim de revoluție alimentară, nu luăm în calcul în practica de fiecare zi, dar este un element care îmi crește. Dacă eu absorb 75% în 2 ore, păi câtă insulină o să descarc? Cel puțin dublu față de dinainte. Ce se va întâmpla? Voi depozita. Ce se va întâmpla? O să-mi fie foame. Știți? Și dacă mănânc o salată de varză, 25-30% în 2 ore, și dacă fac varza la Cluj, 80 de indice glicemic în 2 ore voi absorbi. Sigur că e bună varza la Cluj, că este dulce, cum vedeți, absorbe foarte mult. Câtă insulină voi descărca? Multă.
foarte multă. Și dacă mănânc cartofi fierți în coajă și răciți, voi absorbi cam 40% în 2 ore. Dar dacă îi fac chips și fac la cuptor și cum mănâncă toți copiii și nouă ne plac, indice glicemic 90, în aceleași 2 ore voi absorbi 90% din zahărul care există acolo. Vă dați seama câtă insulină voi descărca și vă dați seama carburatorul meu, metabolismul meu nu face deosebire între zahărul sintetic care n-are nevoie de digestie, care are indice glicemic 100 și chips. Știți? Așa că sper că cu aceste detalii de alimentație, de un pic de chimie, dacă vreți un pic, să vă fi sensibilizat și nu pot să închei prezentarea mea fără să nu vorbesc un piculeț despre flora noastră intestinală. Acești chiriași din tubul nostru digestiv, care reprezintă cam 2 kg din greutatea pe care eu o am și care sunt strict și foarte intim legați de dependența față de hrană, care este cea mai frecventă formă de dependență. Ei se află, cum bine știm, în creierul nostru emoțional la nivelul intestinului și am să vă dau acest studiu publicat în urmă cu 2 ani, în 2019, în țările de jos au fost analizate, astăzi putem prin analiza de ADN să știm, să fac recensământul tuturor bacteriilor din tubul meu digestiv. Și ce au făcut aceste colegi ai noștri din țările de jos? Au analizat flora intestinală la 1000 și vreo 54 de persoane și au confruntat această floră intestinală cu lista oficială a bolnavilor cu depresie din țările de jos. Și au văzut că cei care nu aveau în intestin dialister și coprococcus aveau depresie. Concluzia acestor... Deci există o relație foarte strânsă între tipul de bacterii. Să nu mă întrebați, vă rog frumos, care sunt alimentele care fac să crească dialister și coprococcus, că nu știu. Sunt colegi care se ocupă de nutriție, nutrigenomică, sunt oameni performanți, competenți, dar eu nu știu să vă spun, mesajul meu este acesta. Atenție că ceea ce mâncăm are legătură și toate alimentele repetitive determină dependență, pentru că bacteriile, în momentul în care metabolizează un produs alimentar, eliberează în circulație substanțe strict specifice bacteriei respective, care influențează în mod direct comportamentul creierului meu și astfel eu pot să ajung dependent. Vă zic că în ultimii ani, dacă e să ne uităm de prin 2014, asistăm la o explozie întreagă de studii din literatură care vorbesc flora microbiană și sindromul metabolic. Zice permeabilitatea intestinală ca și când ar fi o nouă țintă în prevenție de boli cardiovasculare, dar și în terapia bolilor vasculare. Rolul florei intestinale în obezitate și în diabet. Și iarăși mă întorc la Mayo Clinic, pentru că este un punct de referință la nivel planetar. Ce au spus acești colegi în anul 2017-16 noiembrie? Ei au spus așa, că acești medici de la Mayo Clinic au făcut o colaborare cu un grup de biotehnologi și au luat bacterii umane din colon. Părerea mea este că au luat bacteriile umane, alea ancestrale, alea primitive. Le-au clonat și au început să trateze diverse boli. Cam ce fel de boli? Păi, cancer de colon, cancer pulmonar, melanom, cancer de căi biliare, psoriazis, artrită reumatoidă, diabetul de tip 1, scleroză multiplă, Alzheimer, Parkinson, schizofrenie, depresie, diabetul de tip 2, hipertensiune, vaccinul. Deci, ce mesaj ar trebui să vină de aici? Ce ne-a spus Hipocrate, sărmanul? Cu 500 de ani înainte de Iisus, toate bolile noastre încep în intestine. Dar nu de la intestinul în sine, de la membrană, care este filtru, și de la flora intestinală pe care noi o creștem prin alimentele pe care le consumăm. Vă mulțumesc, sper că nu v-am bombardat prea mult și sper că nu v-am plictisit. Mulțumim foarte mult pentru prezentare. A fost un bombardament, dar cred că e foarte bine, mai ales că există un zgomot de fond serios care... Zgomot vrea să acopere acest tip de informații și să ne convingă să cumpărăm chipsuri. Oare? Și oare așa o fi? Zgomotul de fond ne acoperă și acolo sunt multe reclame despre multe chipsuri foarte gustoase și e nevoie să fim bombardați cu informații
care vorbesc iată de o nouă filozofie alimentară, de fapt e vechea filozofie pe care cumva am pierdut-o sub presiunea atâtor modificări comportamentale și atitudinale și de obișnuințe alimentare despre care ați vorbit. Cred că sunt întrunite condițiile unei interacțiuni, pentru că există și întrebări. Sperăm să mai vină acum întrebările, pentru că cumva cei care ne-au urmărit au putut să vadă întreaga deschidere. Și e mare lucru că această întâlnire și această expunere pe care ați făcut-o și dumneavoastră și domnul doctor Marco Diena va fi disponibil în continuare pe internet pentru cei care au ratat momentul transmisiunii live să urmărească ulterior această prezentare. E multă școală de viață acolo. Aș da drumul întrebărilor, atâta cât sunt ele. Sunt multe mulțumiri care vi se adresează și dumneavoastră și domnului doctor Marco Diena. Spune cineva, Gheorghe Manolache, mă bucur mult să vă văd și să ascult o prezentare foarte utilă pentru o lume întreagă. Vă mulțumesc mult și pentru grijă și pentru atitudine. E posibil să fie unul din pacienții domnului Marco Diena? Nu, doctorul Manolache este de la Chișinău. Da, avem o colaborare acolo. Da, mai mergem, mai operăm, avem bursiere, avem... ne cunoaștem de mulți ani, sunt oameni foarte plăcuți foarte vorbește despre faptul că e un raport extraordinar de interesant și merită multă atenție și atitudine din partea noastră. Da. Mai există un ieromonah, Atanasie, s-ar putea să fie chiar preasfințitul, nu știu dacă e așa. Mulțumim domnului doctor Cerin pentru această prezentare, foarte important, și într-adevăr să facem tot ceea ce ne stă în putere să prevenim aceste boli cardiovasculare. Mai sunt multe mulțumiri și pe Facebook, Arman Bratu, Silvia Curelaru, Elisabeta Rațiu, care își exprimă mulțumirile pentru prezentare. Și noi mulțumim pentru apreciere. Și în italiană sunt câteva mesaje de la Rafi, Carisma și alte persoane care scriu în italiană. Dar există și ceva întrebări care au fost formulate cumva pe parcurs și ar fi, cred că, bine să reveniți eventual cu mai multe detalii, pentru că ați oferit deja niște lucruri de-a lungul prezentării. De exemplu, care este influența colesterolului total în bolile cardiovasculare, infarct, și dacă colesterolul bun ajută, dacă colesterolul bun în exces ajută? Sunt lucruri clasice, să zicem așa. Colesterolul total înseamnă că eu introduc în șantierul mașinii mele mai mult zahăr decât îmi trebuie, mai multe raze solare decât îmi trebuie. Creatorul mi-a dat acest organ numit ficat ca să transform zahărul respectiv, pentru că noi suntem un animal care n-a avut alimentație, n-a avut surse de energie. Și atunci eu îl depozitez sub formă, îl pun acolo în depozit. Din păcate, excesul de hrană schimbă. Excesul de hrană văzut prin prisma creșterii de colesterol înseamnă o creștere de intrări de hidrocarbonați, de zahăr mai mult decât ne trebuie. Nu știu în ce măsură aș putea eu să prezint, de fapt, dacă este să mai prezint ceva, cred că este cazul să aș face share screen. Cred că este totuși, you are share screen? Sunt în share screen, da? Da. Ok. Ce fac eu, ce experiență am căpătat eu? Poate este cazul să nu este aici? De ce nu merge? Ba da, trebuie să merg. Cam care este experiența pe care am sedimentat-o? Pentru că altfel risc să repet aceleași concepte. Eu cer bolnavilor să mănânce de 3 ori pe zi și să nu facă gustări, pentru că dacă eu fac o gustare, mai introduc în șantier insulină, care va fi hormonul în care depozitez glucoza sub formă de slăninuță, de colesterol, și voi avea foame. Nu mâncăm mai devreme de ora 20, dacă se poate chiar mai devreme, pentru că noi nu suntem un animal care s-a hrănit în cursul nopții. Ficatul face o revizie, dacă vreți, metabolică și celulară în cursul nopții. Dacă mănânc, nu mai face. Eu cer bolnavilor să mănânce de 2 ore alimentele așa cum ni le-a dat Bunul Dumnezeu, crude, negătite,
Și cele două mese sunt, în primul rând, micul dejun, pe care eu îl recomand cum bolnavii care trec pe la mine știu cam ce judec eu. Sursa de zahăr pentru funcționarea normală a creierului meu este un fruct de sezon. Ăsta mi-aduce indice, zahăr cu indice glicemic mic, 40, față de cereale care au indice glicemic 75, deci descarc mult mai multă insulină dacă mănânc cereale, știți? Am antioxidanți, am vitamine și îmi permite să mă concentrez cam pentru 5 ore. O porție, un pumn de struguri, un pumn de cireșe, un măr, o banană. Alimentele cele mai sfinte, dacă vreți, pe care Bunul Dumnezeu le-a lăsat pe planetă pentru noi, sunt sâmburii și semințele. Plantele au rădăcinile în sol și de acolo ele le-a învățat Bunul Dumnezeu să ia și seleniu, și zinc, și mangan, și magneziu, și fier, și cupru. Nu-i nevoie, nu am nimic cu farmaciștii, dar haideți totuși să nu ne pierdem judecata. Știți? În plus, aceste nuci au 20% proteine, cât are carnea, cât are brânza, cât are ou sau peștele, dar nu au colesterol, pentru că plantele nu au ficat ca să și nici intestin ca să poată sintetiza colesterol. Bunul Dumnezeu le-a zis, fetelor, voi faceți omega-3. Și am și omega-3. Deci am zinc, am vitamine, am sărul mineral, am proteine. Este un aliment complet. Știți? Deci eu cer bolnavilor să mănânce 100 de grame de nuci, migdale, susan, ploaia soarelui, dovleac, in, fistic, toate se trag în mixer, pentru că altfel cam 30% sunt eliminate prin scaune folosite. Sigur, dacă vrea bolnavul, evident că își bea o cafea sau ceai sau amândouă, nu ne deranjează. Nu i-aș sfătui să pună, dacă vor, dulce, zahăr. Că știm de ce. Mai degrabă miere, alt aliment sfânt. Știți, dacă lăsăm un borcan de miere pe masă 10 ani, nu se strică. Și în cursul zilei, o masă e a bolnavului și o a doua masă este, dacă vreți, la prânz sau la cină, tot o masă vegetală negătită. Pentru că dacă o gătesc, îi cresc indicele glicemic și distrug tot ce înseamnă vitamine și săruri minerale. Deci această salată pe care eu le dau bolnavilor este fără pâine. De cine este cu activitate fizică și are greutate normală, poate să mănânce 6 pâini la o masă. Dar cine are grăsime, circumferință abdominală peste 94 și peste 102 la sindrom metabolic, de ce să pună pâine la mâncare? Decât că îi place. Că altfel nu va face decât să îngrașe, pentru că va depozita zahărul respectiv. Deci bolnavul mănâncă salată, pune semințe să nu-i fie foame în ea, pune ulei cât îi trebuie să nu-i fie foame în ea, își cumpără o balenă și începe să mănânce din balenă până cade jos. Deci pește, ouă, carne sau brânză. Știți, chiar dacă eu mănânc ouă, păi doar 20% din colesterolul din ou respectiv va ajunge în depozitul meu. Deci nu trebuie să mă tem, nu trebuie să pun la index oul. Oul este un aliment complet. Deci asta este ori prânzul, ori cina, pe care bolnavul le poate consuma. Eu cred că este o mâncare rezonabilă, nu cred că sunt probleme. Nu are nevoie să cântărească. Mănâncă, cum zice românul, cu burta. Dar este extrem de atent la pâine, la cartofi, la orez sau la dulce, pentru că acolo sunt raze de soare. Și a treia masă a zilei este la libera dânsului alegere. În acest fel, dacă erau cumva întrebări legate despre alimentație, să zicem că poate că am răspuns cumva anticipat, poate că suntem cam de mult în transmisie și lumea s-a mai plictisit. Deci asta eu sper că am răspuns bolnavului respectiv apropo de colesterol. Colesterol nu înseamnă neapărat șuncă, unt sau smântână. Colesterol înseamnă de obicei 80% din colesterolul meu și al dânsului este zahăr în diverse lui forme. Pentru că suntem aici, există diverse rezultate care scot în evidență, spre exemplu, brânzeturile care sunt, de exemplu, de capră și care sunt mai bune decât brânzeturile de vacă sau de oaie, nu doar din punct de vedere al grăsimilor, dar și din punct de vedere al modului în care sunt tolerate de organism. Totuși, în această schemă de alimentație sănătoasă, care vizează necesarul organismului mai degrabă decât pofta noastră, care e totuși prezența brânzeturilor? E importantă sau nu este importantă? Unu și doi, ouăle, pentru că s-a vorbit și se vorbește mult și ultimele aprecieri pe care le fac tot nutriționiștii vizează
demontarea vechilor prejudecăți, cum că oul crește colesterolul și acum se vorbește despre faptul că oul este un aliment complet și că poate fi consumat, etc. Pentru că s-a vorbit mult despre și ați vorbit foarte mult și pe bună dreptate despre cereale și despre aportul lor glicemic serios. E limpede că ele trebuie luate în colimator cu mare atenție, mai ales că generația tânără consumă foarte mult și sunt cereale cu ciocolată, etc. Dar ce se întâmplă deci cu brânzeturile și cu ouăle din punctul de vedere al necesarului și al aportului lor alimentar? Pe unde le plasați? Aș începe cu ouă. E la index pentru că, în general, un ou are 500 de miligrame de colesterol. Se apreciază că nevoia medie așa în 24 de ore a corpului meu ar fi de 250 de miligrame și atunci care a fost algoritmul de judecare? Care a fost judecata de până acum? Păi nene, dacă ăsta are 500 de miligrame și eu, oameni, e clar că numai că la 100 de miligrame de grăsime, unt, slănină, ou sau ce mănânc eu, 50% se elimină prin scaun. Corpul meu absorbe 50%, deci din cei 500 de miligrame ale oului, 50 se elimină prin scaun. Eu absorb 250. Doar 20% din aceste hrană va ajunge în depozit și restul va fi folosită de organismul meu pentru construcții de celule, înlocuire de membrană respiratorie, leucocite, membrană intestinală și așa mai departe. Haideți totuși să ne gândim cât de complet este oul ca aliment, comparativ cu alte surse de proteine animală față de, să zicem, brânză și de carne. Creatorul a pus acolo atâta materie primă încât este un animal cu ciup, cu gheare, cu ficat, cu creier. Sigur că este un aliment complet. Eu personal las, ce fac? Scot pâinea sau hidrocarbonatele și spun bolnavului, domnule, mănâncă câte ouă vrei. Mănâncă două, trei, ce știu eu. Scoatem statinele, respect cele două mese vegetale și la trei luni de zile măsurăm colesterolul. Dacă e mare, sigur că iei statine sau mai reglezi cantitatea de zahăr. Deci, mașina umană, dacă nu există doctor de copaci, dacă nu există doctor de păsări, de fluturi și de albine, de ce noi, specia umană, avem nevoie de doctor? Noi am greșit regulile de funcționare a mașinii și am greșit în momentul în care uităm. Eu simt nevoia să mă întorc la rădăcină și să judec împreună cu oamenii care sunt online în clipa de față. Nu e mașina umană făcută aiurea față de celălalt. E la fel de bine, dar numai că noi nu avem ochelari de cal, nici măcar de cal. Avem vederea scurtă. Nu uităm de unde venim și cum ne-am transformat și cât de mult ne-am transformat. Deci eu consider ou un aliment complet, nu restricționez bolnavii. Îl rog frumos să-și reducă cât poate de mult sursa numărul 1 de zahăr din sânge și controlez la 2-3 luni de zile nivelul și cine ascultă nu are probleme. Brânza. Am să vă răspund totuși, cred că e nevoie să ne întoarcem tot așa la rădăcina lucrurilor. Când vă rog să țineți cont în răspunsul acesta de faptul că inclusiv românii din Italia consumă o cantitate de brânză semnificativă, făcând parte dintr-o tradiție locală, mai ales și cei din Franța la fel, există brânzeturi grase, brânzeturi care sunt îmbunătățite cu diverse mucegaiuri care sunt extraordinare și cumva asta ajunge să fie o obișnuință a meselor, se încheie chiar cu o repriză de brânzeturi, etc. Și există și această utilizare, să zic, terapeutică aproape a brânzeturilor de capră, care sunt considerate, să spun, mai bine tolerate de organism și au și mai puține implicații în materie de alergii, să zic. Eu în primul rând, nu am cunoștințe tehnice suficiente să le răspund în mod pertinent acestor oameni care, în mod justificat, întreabă. Haideți să judecăm împreună, fără pretenția de a fi eu posesorul adevărului. Și aș începe cu faptul princeps. Când am început noi să mâncăm lapte? E foarte important. De acolo aș începe să judec, apropo de brânză. Și ce se întâmplă cu popoarele care nu mănâncă lapte sau brânză? Pentru că există și așa ceva. Și de ce? Aș începe de aici. Se zice că specia umană naște în Africa. Noi am avut o creștere exponențială a numărului de ființe umane și în momentul în care am depășit, să zicem, sau am fost suficient de mulți ca să nu mai încăpem în Africa, au migrat prin peninsula Sinai,
că nu aveau bărci și nu aveau vapoare, nu? În momentul în care au ajuns în Sinai, au existat două mari migrații. Una pe malul oceanului și s-au dus spre India, Indonezia, China, Alaska și au intrat și au invadat toată planeta. Această primă migrație care a mers pe lângă ocean, în general a avut ce mânca și n-a fost obligată să facă transformări radicale în stilul de alimentație. Și aici avem exemplu poporului chinez care și-au mai tras și un zid de separare cu 9000 de ani și au rămas genele primordiale în această zonă a Asiei, sunt mult mai aproape de cele originale. Și aici în Asia avem popoare care nu, și în China, popoare întregi care nu pot nici să bea lapte, nici să mănânce brânză. Nu au toleranță. Cei care au luat-o spre nord au dat de zăpadă și au trebuit să mănânce ceva. Și atunci, în prima zi, au mâncat caprele și vacile. După aia au zis, nu merge, că au murit de foame. Și au încercat să consume lapte. Cine a fost capabil să se adapteze enzimatic? Pentru că noi suntem, ca toate mamiferele, avem un sistem enzimatic care încetează să funcționeze când ies dinții. Laptele nu e un aliment suficient de consistent ca să ne permită să creștem în complexitatea ființei umane. Dumnezeu, când ne-a dat dinții, ne-a luat toleranța pentru lapte. Acest experiment planetar care s-a întâmplat cu popoarele care au mers și au migrat către nord, a selectat un campion, un grup de ființe umane care s-au adaptat în grade diverse la lactate, iar noi suntem urmașii lor, ceilalți care nu au tolerat, evident. Ce face laptele? Prin caseină, dar nu doar prin caseină, inflamează micronul ăla, membrana aia de 400 de metri pătrați. Și dacă eu o inflamez, absorb de acolo, din interior, diverse lucruri. Și evident că sistemul meu de apărare, în momentul în care eu absorb proteine care nu trebuie să fie, dă alergie. Știți? Gradul de toleranță al laptelui este foarte divers de la o persoană la alta, pentru că bogăția lui enzimatică e foarte diversă. Pe de altă parte, eu, în momentul în care mănânc orice fel de aliment, lapte de capră sau de vacă, voi dezvolta o floră capabilă să gestioneze alimentul respectiv, mai deșteaptă sau mai puțin deșteaptă. Deci această simbioză care se creează între flora intestinală și produsul alimentar respectiv, în cazul de față, laptele, dă reacții foarte diverse, dar dacă oamenii au curiozitatea să scoată lactatele din alimentație, foarte mulți observă că scaunul se modifică, starea lor emoțională se modifică, alergiile lor se modifică. Deci nu aș avea ceva împotriva brânzei, dar se pare, din ce se citesc împreună cu chinezii care, în zona în care nu pot să mănânce lapte și brânză, au mai puțin cancer, pentru că probabil absorb mai puține substanțe din tubul digestiv care, bombardând sistemul meu imunitar, îl blochează și el nu-și mai dă seama când în multiplicarea celulară apar celulele tumorale. Deci, n-am nimic împotriva brânzei. Eu consider că dacă toleranța persoanei respective este bună, se consideră, nu sunt nutriționist, repet, n-am pretenția să expun lucruri despre care nu studiez și nu este specialitatea mea. Eu sunt un practician în linia întâi a frontului care trebuie să-i ajute pe bolnavi să-și normalizeze colesterolul, tensiunea arterială, greutatea, diabetul. Știți? Nu sunt, cred că nu sunt cel mai pertinent să dau răspunsuri. Considerațiile pe care eu consider că este bine să le facem, să ne folosim propriul creier și să judecăm lucrurile la rădăcina lor. Asta ar fi răspunsul meu. Super! Mulțumim! Mergem mai departe. Sunt întrebări care sunt formulate și pe Facebook și pe YouTube și vă rog să continuați să formulați. Eu voi cita aici întrebările. Dula Georgeta întreabă, anul trecut am făcut infarct, mi-au pus două stenturi, urmăresc cu bucurie tratamentul dat de domnul doctor, imediat vă spun și la cine se referă, la Trento a primit tratamentul. Da. Pot să renunț la statine și dacă da, după ce schemă, întreabă. Scoateți zahărul. Puteți mânca salată cu pătașca, așa zice românul, nu? Panerul. Nu o să faceți obezitate niciodată și nici colesterolul nu o să crească, că nu aveți sursa de colesterol. Scoateți pâinea, scoateți orezul, scoateți carne sau evitați pâinea, evitați orezul
Și de așa manieră încât circumferința dumneavoastră abdominală să scadă progresiv. Grăsimea aia de acolo este direct proporțională cu flora talebană, cu chiriașii talebani din tubul digestiv. Ăsta e judecătorul. Grăsimea viscerală. Am grăsime la nivelul abdomenului. Românul zice, mi-am dat foc la valiză. Termen înalt științific. Adică vă vorbesc în felul ăsta ca să vă rămână, ca să mă înțelegeți. Deci puteți să renunțați la statine, dar trebuie să schimbați radical alimentația. N-am cum să vă dau un sfat, aici ar trebui analizate în detaliu. Dar eu asta fac, bolnavilor. Pierd jumătate de oră, le explic cum e cu mâncarea, stabilim împreună că facem o probă de 3 luni și vedeți ce se întâmplă. Da, Ionuț Ilieș, de câte ori pe săptămână este bine să mâncăm carne? Și ce carne este mai bună? Probabil se referă la cele 3 mari categorii de carne, pasăre, carnea roșie și respectiv peștele. Sigur, Iisus a zis pește, pentru că avea omega-3. Noi, dacă avem, este o problemă aici legată de cantitatea de proteine în 24 de ore. Câtă carne mănânc eu? Păi nu e numai carnea. Mai sunt și ouăle, mai este și brânza, mai este și peștele. Știți, dacă eu depășesc 1 gram pe kilogram corp de proteine în 24 de ore, mă candidez la cancer, care este a doua boală care ucide pe planetă. Deci aici este foarte important. Nu mai contează ce tip de carne folosesc. Pot să am preferințe, nu cred că acolo este cheia. Cheia este că dacă eu mănânc 100 de grame de nuci dimineață, am 20 de grame de... Că asta este, nu? O porție de nuci, migdale, susani, influa, soale, cânepă, dovleac și așa mai departe, au 20 de grame. Mi-am tras 20 de grame. Mănânc o friptură de 400 de grame, o să am iar 40 de grame de proteine. Am deja 60. Știți? Nu contează neapărat. Aia poate să fie pe preferință, dar nu depășim maxim 1 gram de proteine pe kilogram corp. Pentru că ne candidăm la cancer. Foarte important mesajul. Nu cred că dacă este să alegem între pește și diverse forme de carne, este evident că vom alege peștele. Dacă este să alegem între carne roșie și carne albă, de pasăre, curcan și așa mai departe, parcă aș alege carne care este mai puțin procesată industrial. Dacă aș găsi un producător de al nostru de la țară, vieții noștri, oameni care cresc găinile și animalele cum trebuie, parcă le-am face un bine și lor și ne facem și nouă un bine. Deci dacă mesajul meu, parcă mă simt așa tentat să dau acest sfat. Din păcate, animalele din zootehnia industrială sunt tratate cu hormoni și sunt pline de antibiotici. Deci mai degrabă aș umbla un pește pescuit care și el, din păcate, ce semănăm aia culegem. Am semănat dioxină și o luăm din peștele mic. Am semănat în planetă Mercur, îl luăm din peștele mare. Deci noi... Să nu mai vorbim că suntem vinovați de multe lucruri pe planeta asta. Da. Da, mulțumim. Mergem mai departe. Gheorghe Militaru, ați putea sublinia efectele benefice ale postului în viața omului. Medicina a demonstrat și din punct de vedere medical faptul că a posti și chiar a înfometat 2 zile pe săptămână organismul uman reprezintă ceva benefic. Foarte bine, foarte bine, da. Foarte bine. Are dreptate. Vedeți că canonul nostru religios pe care noi l-am uitat, că ne-am pierdut cărarea, drumul nu mai găsim nici cărarea, am pierdut busola, din păcate. Există niște clinici care se ocupă, una este pe lacul Baikal în Siberia, probabil că multă lume este la curent, în care bolnavi de diverse boli, alergii, hipertensiune, diabet, hipertensiune și tot altfel de asp și așa mai departe, sunt tratați cu apă, doar cu apă, până la 21 de zile. Mai există un centru pe undeva, pe lacul Constanța, în Germania, li se dau niște supe și Walter Longo, care este un italian în Silicon Valley, a demonstrat că la șobolanii care au cancer, dacă înainte de chimioterapie nu le dă să mănânce, au trăit toți șobolanii care n-au mâncat înainte de chimio și au murit toți șobolanii care au mâncat la chimioterapie. Deci există o relație între cantitatea de calorii pe care eu le introduc în corp și regenerare.
Și premiul Nobel, cum v-am spus deja, cred că răspunsul era de acolo. Profesorul Yoshinori a demonstrat că organismul regenerează nu când mănâncă mai mult, ci când nu mănâncă. Deci postul, inclusiv postul negru, are forță de regenerare și trebuie folosit. Părerea mea e că cine poate, și aici îți trebuie să ai un stil de viață, un rit de viață care să-ți permită așa ceva. Eu sunt pentru. Mai există și rezultatele din neuroștiințe care scot în evidență factori de neuroplasticitate suplimentar prezenți, cum este, de exemplu, factorul neurotrofic derivat din creier, care e stimulat de asemenea de post, și plasticitatea telomerilor, a terminațiilor cromozomiale, care îmbunătățesc copierea celulară, postul resimțindu-se și la nivelul acesta, de o manieră surprinzătoare. Deci, cumva, practica postului nu întâmplător este prezentă peste tot în marile spiritualități și într-un mod cu totul pregnant în spiritualitatea creștinismului răsăritean, care a păstrat foarte mult vreme, cu foarte multă strictețe perioadele de post. Și mi-amintesc că regretatul profesor Ovidiu Băjenaru, pe care îl știți foarte bine, vorbea la un moment dat despre rezultatele care în privința neuroștiințelor și a plasticității cerebrale arătau că poate unul din cele mai bune posturi este exact acela care e practicat cumva de creștinul obișnuit, postul intermitent, postul de o zi sau postul însoțit de perioade obișnuite de hrană, cum se întâmplă de fapt în timpul unei săptămâni obișnuite, când miercurea și vinerea creștinul postește. Această variantă intermitentă ar fi de fapt cea care potențează unele mecanisme regeneratoare la nivel cerebral. Lucru extraordinar. Și ca să închei acest mic comentariu pe care am vrut să-l adaug la ceea ce ați spus dumneavoastră, unde găsim reclame publicitare despre post? Pentru că reclame publicitare despre consum găsim. Peste tot. Dar așa să apară un spot publicitar în care să ni se spună: stimați telespectatori, postiți 2 zile pe săptămână, că este foarte sănătos. Nu găsim felul acesta de reclame. Bine, dar vedeți că astăzi, datorită acestei variante alternative de comunicare interumană, aceste mesaje încep să Facebook-ul și WhatsApp-ul și toate, și chiar dacă vreți evenimentul acesta, ne permite să ne spunem gândurile. Poate că eu mai spun și lucruri care nu vor fi, adevărul este așa de complex că nu încape în creierul unei singure persoane, deci cu siguranță nu încape, dar măcar am transferat cu respect și umilință către ascultători, către public, experiența mea, fără pretenții de a fi posesorul adevărului, știți? Ovidiu Băjenaru, mi-ați adus aminte de el, un om deosebit, colegul meu, prietenul meu, a venit aici, am lucrat, am o persoană specială, foarte specială, a plecat dintre noi, este o mare pierdere, un om special. Am lucrat la Spitalul Universitar împreună, când am avut bolnavi încurcați, inclusiv din Italia, i-am trimis, niciodată n-a refuzat pe nimeni. Da. Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l odihnească. Ați mai pomenit ceva pe parcurs și căutam să văd dacă cineva a sesizat lucrul acesta în întrebări, și pentru că nu e scris nimic în sensul acesta, vă provoc eu să vorbiți un pic despre modul acesta de modificare a eficacității metabolismului cu vârsta. Pentru că există această obișnuită percepție la nivelul publicului larg, cum că dacă toată viața am practicat anumite obișnuințe alimentare și n-am avut probleme, bineînțeles că nu voi avea probleme, și apar surprinzător niște efecte și nu știu de unde vin, pentru că eu de când mă știu am făcut așa și nu s-a întâmplat nimic. Ce se întâmplă, cum se modifică această eficacitate, care e vârsta de la care încolo ar trebui să ne punem probleme serioase cu privire la obișnuințele noastre alimentare, chiar dacă n-am avut efecte secundare până la momentul respectiv? Eu aș zice așa. Din, și din statisticile pe care le-am prezentat, da, și din practica de fiecare zi, aș zice că ființa umană este o ființă cu o garanție de la Creator, de cam o
cam de 40-45 de ani. Nu prea se întâmplă lucruri degenerative în primii 45 de ani. Probabil că acest lucru se întâmplă pentru că noi devenim maturi, primele semne de glagorie, cum zice românul, apar la 20 de ani. Cam atunci, având primii muguri de maturitate, se formează cuplul. Apare copilul. Deci, ca eu să pot să transfer tot ceea ce înseamnă experiența civilizației umane, eu trebuie să stau cu puiul de om 20 de ani. Părinții lui trebuie să stea 20 de ani. Deci creatorul a zis, domnule, vine copilul la 20-25, să stea tată și mama lui cu el 20 de ani. După vârsta de 40-45 de ani, creatorul nu mi-a mai dat garanție. Deci eu sunt ferit de bolile degenerative, de cancer, de tumori, de toate lucrurile, hipertensiune, diabet, în general primii 45 de ani. Asta înseamnă că mi s-a dat o mașină foarte complexă în gestiunea unui organ numit creier și mă joc cu ea 45 de ani. Dacă am înțeles cum funcționează mașina, după 45 eu nu mai urc, încep să cobor. Este nevoie după 45 ca eu să încep să folosesc și partea asta a corpului uman ca să mă ocup de restul. Eu aș zice că stilul nostru de viață după 45 de ani, în vârsta, în partea a doua a vieții, trebuie să fie filtrat, dacă vreți, prin greutatea corporală și mai ales prin grăsimea viscerală la nivelul abdominal. Ne întoarcem de unde am plecat într-un fel. Poate că lumea o să zică că am o fixă sau că am ideile limitate. Totuși, dacă ne uităm care sunt cauzele de deces, în toată societatea modernă sunt boli cardiovasculare și cancer. Amândouă aceste boli cardiovasculare și cancerul, bolile tumorale, au de-a face cu membrana intestinală. Și dacă eu am acolo floră intestinală anormală, adusă în tubul digestiv de o hrană care nu este cea mai potrivită pentru ființa mea, trebuie să mă aștept ca această garanție să fie mai scurtă. Deci, ce trebuie eu să mănânc? Să mănânc de așa, de toate. Sigur de toate. De așa fel încât să nu depășesc 80 de centimetri în talie, hai să zic 88 cu derogare la sexul feminin, și 94, hai să zic 102 la sexul masculin. Dacă eu reușesc să fac lucrul ăsta, asta se va traduce în următorul lucru. Nu introduc în șantier mai multe raze solare decât îmi trebuie. Că dacă le introduc, voi face colesterol și voi face trigliceride mari și voi face glicemii mai mari și voi face prediabet și voi face diabet. Voi face hipertensiune, voi avea dislipidemii și voi face boli cardiovasculare. Deci nu, rețeta nu prea ști să o dau, dar aș judeca. Am trecut de 45, mă uit foarte mult la circumferința abdominală. Foarte mult mă uit. Și știu că această circumferință abdominală nu vine din unt, nu vine din slănină, nu vine din cârnați, vine din glucoză, care este de obicei, sunt de obicei cerealele sau chiar și alimentele vegetale gătite. O altă întrebare, Rafi Carisma vă întreabă dacă puteți interpreta diferența de procente între grupul de români din Italia și cei din România de data aceasta, deci de români și de italieni, în privința morții cauzate de tumori. În prezentare, aici este semnalat un 18% diferență între rata de mortalitate a persoanelor din România care mor din cauza tumorilor mai mult decât în Italia. Care ar fi cauza pentru care există o astfel de diferență între România și Italia? Nu știu să vă răspund. Am încercat și noi să ne întrebăm. Noi am avut datele astea, au fost prelucrate de dr. Eugenio Novelli din Italia, de dr. Alexandru Corlan, ne le-a oferit din România doamna profesor Cucu, ne-a ajutat domnul profesor Dan Gaiță. Deci noi am primit cu greu aceste date. E foarte greu de dat asigurări statistice pe niște grupuri populaționale atât de diverse din punctul de vedere al categoriilor de vârstă și a stilului de viață. Știți, chiar eu personal nu știu să dau explicații.
Sigur că ele vor fi probabil un subiect de discuție cu oameni care sunt mult mai competenți decât mine. Eu am simțit nevoia să ajung la rădăcină sau să ajung la aceste date pentru că percepția generală a oficialităților, a consulatelor și așa mai departe este că oamenii se prăpădesc de boli care pot fi într-un fel controlate, care au factori reversibili, ne-a arătat și Marco Diena. Deci dacă eu umblu la factorii de risc, păi o să am mai puține infarcte și mai puțin ictus. Asta a fost lucru care m-a împins pe mine să văd cât oameni se prăpădesc în Italia. Și analizând cauzele de moarte, am găsit ca pe toată planeta de altfel că boalele cardiovasculare sunt în concurență cu boala neoplazică. Nu am o pregătire suficient de... N-am pertinență în domeniul ca să dau un răspuns valabil. Nu știu să dau explicații. Ar mai fi probabil și campaniile de screening, de depistare în stadii timpurii a bolilor care, în cazul tumorilor, sunt mai bine gestionate dacă sunt depistate mai devreme. Evident. S-ar putea ca campaniile care există în România să fie totuși prea puțin numeroase sau suficient de multe în raport cu numărul de cazuri și atunci să fie situații în care tumorile să fie depistate mai târziu. Există și alte posibile, în afară de diferențele culturale, de care oricum spuneați că sunt mari între România și Italia, și atunci e foarte greu de interpretat și de găsit o singură cauză, cu siguranță. Da. Nu știu să răspund. Da. Mai sunt întrebări. Există totuși o zonă care ar trebui atinsă un pic. În prezentarea pe care a făcut-o domnul dr. Marco Diena, s-a vorbit despre factori de risc și la un moment dat, într-un grafic, a fost prezentat o porțiune importantă de intervenții pe care oamenii ar putea să o facă pentru a diminua rata de incidență a bolilor cardiovasculare și de gravitatea lor, și acolo erau trecuți câțiva factori sau vectori, și unul era alimentația și mai era și mișcarea sau sportul. Am vorbit puțin despre mișcare. Sigur. E totuși o cultură sedentar mult marcată de activitatea la birou, cuplată cu alimentația proastă de care ați vorbit foarte bine. Probabil că sunt împreună combinația perfectă ca să afecteze sănătatea. Ce puteți să spuneți despre, în experiența clinică, mai întâi și după aceea cu trimitere la publicul larg, dar în experiența clinică, având în vedere zecile de mii de persoane pe care le-ați însoțit pe masa de operație, ce legătură există între sedentarism și bolnavul care pășește în salon pentru operație? Se întâmplă că în general sunt mai mulți aceia care sunt sedentari, și în ce măsură sedentarismul afectează funcția inimii? Noi știm din cifre de Eurostat, datele de statistică la nivel european, că aproximativ 50% din români sunt sedentari, la italieni cam 55%. Adică definiția sedentarismului este ceva de genul nu fac nimic, niciun fel de activitate fizică în timpul liber. De ce e nevoie de activitate? Trebuie totuși să ne întrebăm, dacă putem cu mintea, tot așa, către rădăcina lucrurilor. Păi noi avem un sistem circulator în care un țesut lichid numit sânge transportă glucoză, oxigen de la organele, de la ficat, de la plămâni și așa mai departe, la 300 de trilioane de celule. Acest transport este asigurat de o pompă. Deci creatorul mi-a dat o pompă ca să duc mâncarea la destinație. În întoarcere de la destinație către organele de clearing, de la ficat, la rinic, la plămâni și așa mai departe, creatorul nu mi-a dat o pompă aspiratoare. Deci eu am o pompă împingătoare, dar nu am pompă aspiratoare. Într-un anume fel, planul ventil al inimii, adică există ceva, că altfel n-am existat noi. Dar transportul substanțelor toxice de la celule către organele cheie nu este prevăzut, deci, cu un sistem cu o pompă. Țesutul limfatic, însă, este ca o rețea așa de vase care își
are ca motor de transfer al limfei mișcarea fizică. Dacă eu mă mișc, această mișcare a mușchilor comprimă sistemul limfatic și transportă toxinele de la celulele, de la producător la organul. De aceea, persoanele care se mișcă sunt persoane cu o sănătate mai bună, pentru că sunt mai puțin poluate. Pentru că ele și-au menținut, adică pe vremuri, mulți ani, milioane de ani în urmă, ca să mănânc o banană, mă suiam un copac. Astăzi nu mai pot, nu am nevoie să mă sun în copac. Dar banana aia introduce foarte mult zahăr în corpul meu. Ce fac? Știți, procesul ăsta de metabolizare produce niște deșeuri pe care creatorul a gândit că eu o să mi le transport de acolo, ducându-mă în copac să-mi iau banana, știți, aici este ceea ce noi nu vedem și ceea ce poate mass media nu reușește să explice de ce simt nevoia să mă duc de fiecare dată la rădăcină. Sper că în acest fel oamenii să înțeleagă că nu se poate să nu mă mișc, este o eroare. Și eu mă uit la, operez în chirurgie cardiac de 30 de ani. Eu știu, la San Donato făceam 4.000 de bolnavi pe an, în 10 ani, ce știu, aici 500. Am văzut 40, 50, 60 de mii de oameni care au intrat în sală și au ieșit în viața mea. Domnule, toți oamenii care sunt slabi și care vorbesc, vârsta media bolnavului care îngrijim noi și în Italia și la Monța, la București, cam 60 și ceva de ani. Deci o persoană de 60 de ani care vine fără grăsime la nivel visceral, care se mișcă, nu zic că e slab țâr, dar care este slab, are creierul desfăcut, poți să vorbești cu el, nu este împapolat, cum zic italienii, nu face complicații atât de mari pe masa de operație și în terapie intensivă. Deci, ce spuneam mai înainte, creatorul ne-a făcut la fel de bine ca pe celelalte ființe vegetale și animale. Noi nu ne dăm seama unde greșim și nu greșim lucruri, adică trebuie să mănânc, dar mănânc de așa fel încât să nu am grăsime viscerală. Și dacă n-am burtică, nici colesterolul nu va fi mare. Sau dacă am mâncat mai mult, ies la plimbare. Fac activitate fizică, cu bicicleta, cu sapa, cu lopata, cu ce știu eu. Știți? Asta ar fi răspunsul pe care aș da eu. Minunat. Și în privința acestei chestiuni care iarăși a blocat destul de mult pe aceia care au deja o afecțiune cardiacă, și anume faptul că suferind de inimă e pericol să faci mișcare. Că de fapt ar trebui să fii foarte static, să nu supra-soliciți cordul. Cum e cu mișcarea celor care sunt deja cardiaci, având probleme diverse? În general, medicul care vede, cardiologul mă refer, un bolnav cardiopatic, face niște probe de explorare și mai ales proba de efort. De ce fac eu o probă de efort? Și o fac cât mai țapănă. Cu cât eu supun la efort bolnavul în spital, cu defibrilator, cu tot ce înseamnă, cu atâta pot să-i dau libertatea acasă să-și facă viața lui normală. Sau spun, domnule, ia-ți un frecvențimetru și să zic, nu depăși 140, 130, 120 de bătăi, că uite, la nivelul ăsta e bine să te controlezi. Dar altfel, dacă eu merg la doctor, sunt cardiopatic, mi-am făcut revizia anuală, el îmi dă pata la mao și îmi spune, mișcă-te cât vrea mușchii tăi, cât poți de mult, știți? Deci, eu ecuația asta, eu asta folosesc cu bolnavii mei. Știți? Reușesc, le cer să piardă masa grasă în plus, excesul, pentru că aia este muncă pentru inimă. Dacă eu am 10 sau 20 de kilograme în plus și reușesc să-l slăbesc pe bolnavul respectiv, este ca și când i-aș da vacanță sau tratament medical cordului meu. Știți? Asta este o formă invizibilă de tratament. Mai grav este la bolnavul care are 1,70 m și 65 de kg. Acolo nu am ce face. Dar dacă el are 1,70 m și 90 de kilograme, în momentul în care eu l-am slăbit și i-am făcut și probă de efort, el a primit un tratament foarte puternic, invizibil, fără tablete, nu costă. Excelent, da. Minunat. Minunat. Să mai luăm întrebări de aici. Era o întrebare care viza postul negru și medicamentele. Cum se leagă cele două, dacă se dislocă reciproc sau se pot combina? Cineva care are deja un tratament medicamentos pe care ar trebui să-l ia și ar dori în același timp să facă și post negru, cum se împacă
tabletele cu flora intestinală și cu faptul că nu e niciun bol alimentar care să protejeze intestinul. Interesantă întrebare și cam greu de dat o soluție, pentru că ar trebui analizată boala, ar trebui analizat tipul de... Unele tablete necesită aproape obligatoriu, ce știu, aspirina, de exemplu, care este un acid. Dacă nu iau pe stomacul plin, pot sări să fac sângerare sau Plavix sau tratamente în domeniul meu. Deci e, într-un fel, foarte greu de dat, în general, un răspuns. Cel mai corect ar fi să meargă la medicul pe care îl are și să zică: domnul doctor, eu aș vrea să fac asta. Ce mă sfătuiți? Unde pot eu să... săr sau să nu săr peste medicamente respective? Greu, greu de dat răspuns așa, în general. În tot cazul, din răspunsul dumneavoastră se deduce faptul că nu trebuie luat pe de-a dreptul. Varianta simplă, postim și luăm și pastile și mergem înainte, trebuie întrebat. E cel mai corect. Da. Adică, vedeți noastră, astăzi medicina a devenit complexă. Terapiile farmacologice sunt active, hiperactive și puternice, putem greși prin întrerupere. Cum aș face eu să mă pot pronunța? Nu. Trebuie personalizat și răspunsul nu se poate da în general. Foarte, da, foarte greu de dat un răspuns pertinent în situația de față. Dar cine dorește, e corect. Merge la medic și întreabă: domnul doctor, mă bate gândul să fac asta. Silvia Curelaru întreabă dacă există o legătură între alimentație și apariția la un moment dat a stărilor de anxietate și depresie. Ați atins punctul acesta cu rezultatele clinicii Mayo, dar cred că ar fi bine dacă ați putea să detaliați mai mult. Păi așa, o salut pe doamna Silvia. Aș zice că au zis cei din Danemarca, nu? Cu Flemish Gut Studii. Ei au demonstrat că dacă nu am dialister și dacă nu am coprococcus ca bacterii în tubul digestiv, deci este sigur. De ce să zice că intestinul este creierul emoțional? Serotonina, care este cheia stărilor mele emoționale sau cheia depresiei, în momentul în care nivelul de serotonină scade, se știe că ea are precursori care sunt în mâinile florei intestinale. Nu am pregătire în domeniu, dar știu că există colegi și în România care sunt în gradul să dea sfaturi legate de schimbarea de alimentație, dar nu... Creierul nostru este mult mai creativ în momentul în care mâncăm mai puțin, așa, știți? Adică, parcă... În momentul în care avem un prânz mai copios, nu ni se întâmplă să simțim nevoia, să mai degrabă ne duceți către somn și către odihnă, știți? Deci, starea emoțională... E adevărat că ne simțim și bine în momentul în care mai împăcitor și mai... Iisus a zis că masa de seară trebuie să o mâncăm cu prietenii, pentru că hrana produce efuziune, apropiere emoțională. Cât de complexă este relația dintre hrană și cred că asiatici ăștia care au spus că este și ying și yang în același timp. Știți? Că nu cunosc o rețetă alimentară care să ne dea o stare emoțională potrivită. Știți? Dar vedeți, mă întorc iar într-un fel și zic: Mayo Clinic au spus că au selectat bacterii din colon cu care tratează și Alzheimer-ul și depresia, dar și schizofrenia. Deci e o problemă foarte serioasă. Asta era 2017. Ce se va întâmpla? În următorii ani vom avea niște flaconașe, ipotetic vorbesc așa, visez sau imaginez, ăsta e cuvântul, niște flaconașe cu niște floră intestinală care mi-ar putea permite să mă vindec de schizofrenie. Știți? Sigur că degeaba eu o să introduc în tubul digestiv bacterii respective dacă nu le dau și materia primă cu care aceste bacterii au fost. Deci avem foarte multe de învățat din anii care vin dintre relația de hrană și diverse patologii, nu numai de sistem nervos, neoplazice și metabolice. Cred că aici este explozia la care ne putem aștepta.
Mai există un loc, apropo de fuziunea aceasta și de masa de seară și de atmosfera respectivă, care e foarte importantă. Îmi vine în minte o carte din Orniș, medic-chirurg în Statele Unite, a scris o carte, Dragoste și supraviețuire. El vorbește din experiența lui clinică de importanța iubirii și a atașamentului și a compasiunii asupra persoanelor și asupra sănătății cordului. Și aici, cumva, întrebarea are și interferențe cu viața spirituală. Ce impact are stresul asupra inimii, nemulțumirea, tensiunile, cortizolul, în general, ce efect are? Pentru că există persoane, nu, care, să spunem că din punct de vedere alimentar sau din punct de vedere al mișcării, stau bine, respectă principii sănătoase și totuși au o inimă afectată serios de stres, de tensiuni, de neînțelegeri, de o anumită filozofie de viață, să spun, și ajung să se îmbolnăvească. Aici ar merita și o mențiune din punct de vedere al experienței clinice pe care o aveți de-a lungul timpului, în persoanele pe care le-ați cunoscut și le-ați supravegheat mai multă vreme în viața lor și în sănătatea lor, în ce măsură ați observat că tipologiile de personalitate mai certerețe, mai nemulțumite, mai înclinate spre perspectiva pesimistă asupra vieții, au o inimă mai puțin sănătoasă față de cei care, în general, sunt plini de recunoștință, mulțumitori, calmi, buni, blânzi, etc. Păi, inima este motorul sufletului uman, nu? Dacă eu descarc mai mult adrenalină, fără adrenalină eu nu pot să exist. În clipa de față eu am nevoie de adrenalină ca să pot să văd. Dar dacă nivelul de adrenalină este mai mare decât trebuie, vorbim de stres și noi știm că asta se repercută. Eu o să fac tahicardie. Haideți să ne imaginăm următorul lucru. Inima este cam atât, 100 de mililitri. Randamentul inimii e 50% ca să fie sănătoasă. Deci dacă eu am o inimă de 50, de 100 de mililitri și randamentul e 50%, la fiecare bătaie eu pompez 50 de mililitri de sânge. 50 de mililitri ori 50 de bătăi pe minut sunt 2 litri și jumătate de sânge în circulație. Mă enervez. Beau 6 cafele și fac 100 de bătăi pe minut. 100 ori 50 de mililitri fac 5 litri de sânge în același minut într-un sistem cardiovascular care a fost proiectat să țină 2,5 litri. Ce se va întâmpla? Păi se va întâmpla că am tensiune mare, se va întâmpla că se va uza pompa, pentru că știi, deci, și de aici, dacă vreți să facem tot felul de ca experiență în general, nu numai ca și medic care lucrează în chirurgie cardiacă sau ce știu eu. Foarte important este ca medicul să-l ajute pe bolnav să facă pace cu boala lui. Extrem de important. Este o agresiune boala. Este ne amenință și ne poate scurta viața. Ne ia libertatea de a face ceea ce este rostul nostru în viață. Dar bolnavul care nu face pace cu boala lui, pe care i-a dat-o destinul, karma lui, bun Dumnezeu, ce știu eu, nu știu să vă dau o explicație, este un bolnav care uzează resursele de energie ale ființei lui. Și dacă vreți să scurtez, ca să nu fac o paranteză din paranteză, totuși avem 3 cuvinte pe care Mântuitorul le-a zis și care mi se pare esențiale. Trăiți în pace. În pace cu mine însumi, în pace cu boala mea, în pace cu vecinul meu, în pace cu noi. E foarte mesajul păcii. În toate conotațiile lui filozofice, dacă vreți și biochimice, cât adrenalină trebuie să descarc eu să mă supăr pe vecinul de lângă mine că, eu știu, da, lasă muzica tare. Știți? Adică, parcă mi se pare că pe aici ar trebui noi cumva să sintetizăm, dacă aveți problema asta, cu stresul, adrenalina, bolile cardiovasculare și pacea noastră de fiecare zi. Minunat! Mai este o întrebare, Alex Nechifor, e vorba despre o chestiune așa mai largă, plecând de la tot ceea ce ați spus și e și cumva preocuparea pe care ați avut-o încă de la început cu tot acest eveniment și cu cele care vor mai urma. Cum facem, și o întrebare precisă adresată, cum facem să convingem populația de raportul corect de hrană vegetală versus animală
mai ales că ajută și la problema încălzirii globale, pe lângă beneficiile fizice și mentale. Deci, până la urmă, cum reușim să comunicăm, dumneavoastră să comunicați în intenția aceasta, acest adevăr la nivelul maselor? Eventual, poate v-ați mai gândit și la alte feluri, forme de publicizare, de informare, în așa fel încât mesajul să ajungă cât mai departe. În primul rând la românii din Italia, dar și la românii din România și în general. Cred că e nevoie de un stil de comunicare mai pe înțelesul tuturor. Eu sunt aproape defect. Îmi face rău să văd bolnavi. Eu știu, fac vizită în spital de atâția ani și în fiecare zi intră noi bolnavi care au burtică mare, care au glicemii mari, hipertensiune, mi-e imposibil să nu le vorbesc. Și le spun în toate salsele, cum zic italian, în toate modurile, pentru că sunt oameni care au două facultăți, sunt oameni care sunt zidari, sunt oameni simpli. Deci acest mesaj totuși trebuie să-l transmiți. Mi se pare că este și transmis pe lungimea, modulat pe persoana pe care o ai în față. Știți, necazul numărul unu este că, în general, valoarea pe care, numărul unu pe care noi o punem astăzi pe tapet în toate societățile, este banul. Deci dacă eu văd un bolnav și iau un euro, dacă văd 10 bolnavi pe zi, o să iau 10 euro. Este un lucru important. Dacă eu trebuie să explic bolnavului respectiv despre hrană, îmi trebuie 30 de minute. O să văd doar 4 bolnavi pe zi sau 3 bolnavi pe zi. E o problemă. Vedeți? Și atunci e o chestiune și de comunicare, dar și să-ți pese un pic de că dacă Dumnezeu mi-a dat mie minte și m-a luminat un pic să înțeleg 2-3 lucrușoare din milioanele care nu le știu, cred că e datoria mea să mă uit mai puțin la portofelul meu și al bolnavului și să mă uit mai mult la ființa lui, nu știu cum să vă spun. Asta este o chestiune de filosofie, dacă vreți, pentru cei care fac informare. Știți? Și mass media. Și sigur că românii zic că cine plătește muzicanții comandă muzica. Știți? Adică camera de resonanță pe care o reprezintă mass media nu prea o plătește cine n-are bani. Și asta e o problemă. Deci, probabil că variantele alternative de comunicare interumană, nu zic eu acum că uite ce facem noi aici, vai de mine, dar este totuși o variantă alternativă în care oamenii sunt invitați să judece. Și dacă vor să încerce, nu că azi, domnule, de două ori negativ pe zi și o dată ce vreți voi. Și vorbim după aia, adică ce... V-am cerut eu să cumpărați ceva? V-am cerut... Știți? Adică se începe de la bunul simț. Lucrurile, românul zice, lucrurile le, me, ce. La mintea cocoșului. Da. O altă întrebare n-a apărut pe internet. O pun eu, gândindu-mă că sunt oameni care sigur vor urmări și vor întreba, bun, dar chiar asta ați uitat-o. Vinul veselește inima omului. Verset din Psalm. Cum este cu consumul de vin? Cum este cu vinul roșu versus vinul alb în privința celor care suferă de afecțiuni cardiace? Ca medic cardiolog, recomandați vinul roșu? Da sau nu? Și dacă da, evident, marea întrebare, cât? Cât? Da. Păi, toate alimentele fermentate sunt benefice pentru corpul uman, nu în sensul general, filozofic. Sunt benefice pentru flora mea intestinală, aia primordială. Neavând noi frigidere, de-a lungul existenței noastre am mâncat atâta mâncare fermentată, încât bacteriile mele așteaptă să le dau mâncare fermentată. Înțelegeți? De aceea borșul, de aceea murăturile, de aceea vinul. Dacă mergem în Coreea, ei au o tradiție incredibilă de mâncăruri fermentate. Nu știu care este incidența cancerului la ei, dar dacă eu mănânc mâncare fermentată, voi avea o floră primordială, paleoflora, mai multă. Deci în recensământul de bacterii pe care l-aș face ipotetic în tubul meu digestiv, sper, bănuiesc
cred că fac să crească flora protectivă. Când Iisus a zis, acesta este sângele meu, el a transferat foarte multe mesaje, după, la nivelul meu umil de înțelegere. Știți, în fond, ce este vinul? Este o rază de soare care a poposit într-o boabă de struguri, de acolo a fermentat și se conservă fără nimic într-o sticlă. Deci, iar vinul este un aliment viu. Vinul, cum știți, poate să stea și 100 de ani și dacă este ferit. Deci, vinul este cu siguranță un antioxidant. Adică o conține în el niște substanțe care repară autostrăzile corpului uman. Noi se zice că avem 250.000 de kilometri pătrați de capilare, vase, venule, arteriole, 250.000, suprafața României. Deci acest endoteliu, acest linoleum interior se uzează și ne trebuie niște substanțe care să-l protejeze. Unul din aceste substanțe este vinul. De ce este mai bun vinul alb decât vinul negru, vinul roșu? Eu m-am născut la Niculițel. Acolo majoritatea, și salut pe Niculițel dacă sunt cumva în rețea, se trăia în perioada aceea din cultura viței de vie. Oamenii, bunicul meu avea vie. Vinul, plantele care sunt expuse razelor de soare, razele de soare sunt yang, sunt pozitive până la un anumit nivel, pot să ucidă. Și eu dacă îmi stau la soare mai mult, mă omoară, mă prăjește și așa mai departe. Și o pasăre, și o plantă, și orice. Cu cât planta este mai închisă la culoare, cu atât cantitatea de energie solară este mai mare. Și atunci ea, ca să nu moare, trebuie să pregătească un nivel mai mare de antioxidanți. Mai puțin raze de soare va primi un strugur de culoare albă. Că, știți, de aceea vinul roșu este mai protectiv. Pentru că are o cantitate de antioxidanți și de taninuri care sunt într-un fel. Pe de altă parte, vinul, ca să rămână cristalin, se pun majoritatea, 90% din vinurile, au metabisulfit în interior. Dacă vinul este alb, trebuie să pun mai mult metabisulfit față de un vin roșu care, și așa mai departe, tehnicisme să zicem așa. Deci, cât vin? S-au făcut, cred că la cât vin s-ar putea răspunde în felul următor. Au studiat cu cât am mai multe grame de alcool în corp, cu atâta voi face mai mult cancer. Pentru că vinul perforează 400 de metri pătrați de mucoasă intestinală și voi absorbe de acolo tot felul de porcăriuțe care vor bloca sistemul meu imunitar și nu va mai fi capabil. Deci este o relație lineară în toate studiile din lume între gramele de alcool și cancer. E o problemă. El protejează de boli cardiovasculare. Și se pare că doza este de maxim două doze pe zi. Doze înseamnă două pahare. Nu intrăm în detalii privind paharele, dar două pahare, probabil în jur de 200 de mililitri pe zi. Asta ar fi doza. Uh-huh. Nu țuica, pentru că am prea mult alcool și dacă gramele de alcool îmi dau cancer, ce rost are, nu se compară și este un aliment. Deja vinul nu este foarte firesc, dar nu mai vorbim de țuică sau coniac sau băuturile superalcoolice. Berea are indice glicemic 110. Românul zice berea îngrașă. Păi îngrașă dacă se absorbe mai repede decât zahărul. Prin fermentare se produc molecule mititele de hidrocarbonați care se absorb foarte rapid. Deci între vin și bere sigur este vinul. Da, minunat. O altă întrebare, Fluieraș Ana, este vorba despre o chestiune care vizează hidratarea organismului, câtă apă și ce fel de apă să bem, ce părere aveți despre apa ionizată cu tehnologia japoneză Kangen. Și în general apa ionizată, dacă apa e bună, ați vorbit despre hidratare, problema e cu filtrele de apă și eventual cu apa minerală, pentru că se consumă multă apă minerală carbogazificată intens, nu în mod natural. Și cu apele care unele dintre ele au un pH ridicat, în ce măsură am putea clarifica unele lucruri care țin de consumul de apă? 70% din corpul meu este apă, deci este un medicament foarte puternic, apa. Mai
foarte interesant așa cu memoria pe foarte, foarte multe lucruri care ar fi de discutat. Nu sunt un expert, nici măcar nutriționist nu sunt, deci s-ar putea ca eu să fiu o decepție pentru întrebarea care mi-a fost adresată pentru doamna respectivă, dar aș face următoarea considerație. Suedezii sunt foarte serioși nordici. Au făcut un studiu încercând să vadă dacă a consuma apă plată sau apă carbogazoasă are vreo influență asupra sănătății și au demonstrat că studiu făcut cum trebuie. Au demonstrat că cine bea apă carbogazoasă la bărbați se expuneau cu un risc mai mare la cancer de prostată. Explicația pe care ei o dădeau era următoarea. Mașina umană, eu ca să pot să... mașina umană este construită cu un pH alcalin. Eu ca să pot să trăiesc în procesele metabolice pe care le fac, produc tot felul de acizi. Dacă, și toată lupta sistemului metabolic al meu este să țină organismul în zona de alcalinizare. Dacă eu voi mai introduce și acidul carbonic din sifon sau din apa carbogazoasă, nu fac decât să adaug o problemă în plus față de un sistem care este și așa chinuit. Știți? Deci nu știu să dau răspuns apropo de apă ionizată, mă depășește problema, nu am pregătire în domeniu. Da. Mulțumim. Întrebările au fost cam acestea. Sunt multe mulțumiri adresate celor doi invitați și dumneavoastră în mod special că ați rămas și ați răspuns punctual la toate acestea. Sunt multe persoane care vă cunosc, vă transmit mulțumiri. Veți putea vedea aceste mesaje și pe Facebook, unde rămâne postarea, dar și pe YouTube. Sunt multe alte aspecte care țin de sănătatea cardiacă pe care le-ați atins deja în toate explicațiile pe care le-ați spus. Ar exista în mintea mea și alte întrebări. Nu vreau să depășim nici timpul alocat întâlnirii. Mă gândesc că una din chestiunile foarte importante pe care le-ați atins a fost acesta a consumului de fructe și de legume, că le-ați indicat pe amândouă în prezentările dumneavoastră și vreau să vă întreb dacă există o diferență între legume și fructe din punct de vedere al aportului glicemic și al modului în care le înțelegem pe ele ca partenere pentru sănătate. Pentru că adesea se confundă lucrurile, cineva care consumă multe fructe are o hrană foarte sănătoasă, dar ați spus punctual că e de ajuns un fruct pentru tot ceea ce avem noi nevoie, dar cred că ar fi bine să punctați un pic mai apăsat chestiunea asta. Aveam o bolnavă din Transilvania, foarte gravă, cu stenoză mitrală. Valva mitrală are un orificiu de cam 4-5 cm pătrați. Doamna aceasta avea 0,5, deci un creion nu mai trecea. Avea vreo 25 de kg masă în plus, masă grasă în plus, și sărmana nu mai putea ieși din casă. Și n-a vrut să se opereze, era teamă. Și zice, doamnă, măcar slăbiți. Și i-am explicat cum să, și a început să slăbească. Fetița ei, care o iubea atât de mult, s-au dus, pentru prima dată după 2 ani, s-au dus la mare, s-au plimbat pe plajă, au venit foarte bucuroase că funcționează. Doar pentru că am tratat-o prin slăbire. E o gaură în apă, adică cum se vă spune. Și la un moment dat, la următoare vizită, mi-a zis, domnul doctor, nu mai pierd în greutate. Cum, doamnă, să nu pierd? Ce mâncați? Aia, totul pierd. Cum, doamnă? Încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Doamnă, nu-mi dau seama, dar e ceva care nu... Și dacă îi acorzi, vedeți ce înseamnă să-ți pese de bolnav și mai puțin de portofelul lui. Stai cu el de vorbă. Încearcă să înțelegi. Zice, și seara când mă uitam la televizor și mâncam prunele, nu știu ce să-mi... Dar, doamnă, care prune? Păi eu seara... Domnule, eu mănam așa un castronaș, ba cu struguri, ba cu... Vedeți? Foarte multă lume nu consideră fructele ca pe un aliment. Sunt cum? Păi fructele sunt sănătoase, domnule. Cum adică să nu mâncăm? Ce spuneți dumneavoastră? Domnule, sunt sănătoase dacă am circumferință abdominală 80 la sexul feminin și 94 la sexul masculin. Dacă eu iau în greutate, păi nu sunt energie solară, nu sunt raze de soare,
nu este acolo glucoză? Da. Și ce voi face cu glucoză? Colesterol. Înțelegeți de ce? Mie mi s-a părut normal să mă duc la rădăcina lucrurilor. Poate că e prea filozofică sau prea contorsionată cu calculul, cu termodinamica, dar totuși așa stau lucrurile. Suntem un sistem energetic care consumă energie pe care trebuie să o ardă. Și glucoza este combustibilul mașinii umane. Nu este, indiferent că vine din salată, din pâine sau din fructe. Știți? Concepția generală actuală este fructele sunt sănătoase. Mâncăm cât vrea mușchii noștri. Ei, nu e așa. Deci putem consuma mai lejer legumele și cu mai mare atenție fructele. Înțeleg. Legumele în general au ceva mai multe proteine, deci în acest punct de vedere sunt o sursă de sări minerale, sunt o sursă. Dacă eu voi merge pe structura două mese pe zi negătite, adică felul unic de mâncare înseamnă o salată, nu înseamnă legume sau ce facem noi românii? Mâncăm ciorbă la felul întâi. Adică ciorba este o salată fiartă. Adică în loc să am indice glicemic de la morcovul din salată de 25, îl aduc la 75. Sigur că e gustoasă ciorba. Dar într-un anume fel am transformat alimentele respective. Și cât, dacă ați făcut vreodată cât de cât ați gătit, nu poți să, într-un castron de salată, dacă ieși și îl faci ciorbă, de bea o porție. Adică prin fierbere, volumul de alimente. Foarte important este să judecăm ce facem când gătim legumele respective. Știți? Dacă spunem legume și ne referim la fasole, dacă ne referim la mazăre, la linte și așa mai departe, acolo avem o sursă de proteine serioasă. Deci trebuie și sunt proteine care nu au, în general, gradul de poluare față de hormoni și antibiotice de la proteinele din carne și de origine animală, aici suntem mai bine din acest punct de vedere. Știți? Deci cred că ar trebui să dăm prioritate. Dar dacă eu am o dată pe zi dreptul să mănânc mâncarea care îmi place, unde este? Nu există interdicție. Am ajuns la această soluție pentru că eu nu știu să fac calcule de calorii la bolnav, dar eu trebuie să-i fac să slăbească. Altfel nu sunt doctorul lor. Și atunci am ajuns așa din aproape în aproape, am ajuns la această soluție. Sigur că n-am inventat-o eu. A fost doamna Kuzmin și cu doamna Budvich în 1940 care tratau TBC-ul în Elveția și au văzut că bolnavi care mâncau nuci și semințe se vindecau mai bine. Deci n-am făcut decât să citesc și să încerc să mă descurc așa cum am putut. Funcționează, nu din meritul meu sau din vina mea. Funcționează că așa ne-a lăsat creatorul să funcționăm. Domnul doctor Gheorghe Manolache a revenit și a spus iarăși, vă mulțumim din suflet pentru evenimentul foarte povățuitor și de o semnificație majoră pentru a ne proteja pe viitor și ducem acest mesaj important la cât se poate de multă lume. Ne apropiem de final, aș vrea, deși sunt convins că dumneavoastră veți continua activitatea mai susținută în tot ceea ce urmează să faceți și dumneavoastră și domnul doctor Marco. Aș vrea totuși în ideea că s-ar putea să fie și tineri medici care vor urmări această înregistrare, medici de medicină internă sau medici cardiologi sau viitori medici de medicină internă sau cardiologi, dacă tot au urmărit și au posibilitatea să vă asculte, având experiența aceasta considerabilă, 15 ani de medicină internă, 30 de ani de medicină în cardiologie, ați putea să faceți așa o listă de 3-4 lucruri importante pe care un medic tânăr din zona aceasta să le ia pentru propria lui practică, în așa fel încât să acumuleze cât mai multă experiență și să devină un medic bun. Dacă ar fi acum să priviți retrospectiv la ce felul în care s-au desfășurat activitatea, modul în care ați câștigat experiență, care ar fi elementele cheie pe care le-ați formula ca un fel de regulă, manual de utilizare, manual de dezvoltare pentru un medic bun, care e tânăr și care dorește să câștige experiență. Și dacă e posibil aici, numai dacă aveți dorința asta, ați întâlnit mulți medici din România cu școala făcută aici, o școală de medicină care este o școală bună, cu specialiști recunoscuți. Dacă ați întâlnit
pericole sau defecțiuni de gândire în generația tânără a medicilor, lucruri care ar fi bine să fie tratate cu atenție de către acești medici tineri. Dacă ați întâlnit locuri unde e bine să fie revizuită filozofia de viață sau de dezvoltare a parcursului medical. Noi am avut o școală de medicină de nivel european. Pe vremuri, echivalentul microscopului electronic era un microscop Reichert, care era doar la Paris, și al doilea era la București. Școala noastră de medicină a fost foarte strâns legată de tradiția medicală franceză și eu am avut marele noroc să fiu format de niște oameni în medicina românească cu foarte multă dăruire, spirit de dascăl. Și mă refer la profesorul Mihai Anton, la profesorul Bruckner, tată, la profesorul Ioan Bruckner, fiul, la profesorul Gerasim, nu mai vorbim, la profesorul Setlacek, adică oameni câți și câți alții, doctorul Mumicianu, doctorul Pârvu, oameni care au lăsat un semn în mod, vedeți, e o problemă de model. Dacă maestrul tău, când face vizita, se emoționează, nu zic până la lacrimi, că pe care și le poate controla, tu nu vei rămâne indiferent la suferința bolnavă. Nu poți să rămâi. Deci, medicina noastră este totuși, din acest punct de vedere, este mai legată de persoană. Poate și pentru faptul că suferința în general pe om îl face mai deschis către celălalt. Medicina occidentală este o medicină mai bogată, structurată pe investigații, anamneza și examenul clinic și discuția cu bolnavul e mai scurticică. Eu am făcut facultatea și în România, a trebuit să refac și facultatea aici. Nu intru în detalii să vă povestesc ce mi s-a întâmplat la examenul de aici, dar vă asigur că este un stil de formare divers. Astăzi, medicina din România, numai, eu am păstrat legături cu sistemul de formare din România și pentru bursier respectiv și pentru că sunt legat emoțional și rădăcinile mele sunt acolo, eu n-am întrerupt niciodată legătura cu România. Cred că medicina românească a început să devină mai tehnologică. Ajungi la diagnostic, înainte nu aveam scintigrafe, ecografe și computer tomografe în camera de gardă, aveam un stetoscop și mintea. Și maestrii noștri care ne-au învățat să judecăm, cum aș fi rezistat eu în Italia, ca emigrant dintr-o țară ca România și nu ca emigrant dintr-o țară ca Statele Unite sau Anglia, dacă n-aș fi știut eu medicină de calitate, pe care mi-au dat-o românii din România. Sigur că aici eu am distilat cunoștințele lucrând cu oameni de valoare, profesorul Frigiola, profesorul Ferrazzi de curând și o pleiadă de persoane, inclusiv Marco și tot grupul de anesteziști și persoane din jurul lor. Deci, ce cred eu că ar trebui să nu uite medicii noștri tineri? Medicina clinică și experiența clinică, judecata cu creierul și cu stetoscopul și cu examenul clinic este extrem de importantă și este valabilă în orice sistem, cu atât mai mult este valabilă într-un sistem de medicină tehnologică în care nu mai faci cu cheltuieli sociale ca să-i faci toate analizele boanei, spui și faci toate, că ai nevoie de o rezonanță sau de scintigrafie sau de cateterism sau de ce știu eu, știți? Adică ori și unde ar fi doctorul respectiv, judecata clinică rămâne cheia de boltă a succesului lui și a satisfacției lui profesionale și, dacă vreți, a soluției bietului om care are nevoie să vină la mine sau vină la un coleg de-al meu. Asta aș crede eu. Medicina românească este încă destul de bine implementată pe clinică. Eu am studenți din Italia care n-au reușit să intre la medicină aici și s-au dus în România. Mulți m-au întrebat lucrând și toți după 6 ani i-am mai întâlnit și am întrebat, cum e domnule? Domnul doctor, n-am greșit. Am învățat școală de medicină ca lumea și mă uit la colegii mei că eu parcă știu mai mult decât ei. Deci avem o școală de medicină de calitate și asta, dacă vreți,
Din păcate, atât de mulți medici au trebuit să plece, dar vedeți că ei nu mor de foame și nu se întorc acasă, pentru că avem o școală de medicină bună și în care și dimensiunea asta de emoție, de a-ți păsa de aproapele, de lângă tine, mai presus de portofelul lui, care este, dacă vreți, o dimensiune creștină, are un rol în raportul dintre doctor și bolnav. Inclusiv acest tip de sensibilitate a fost și acela care v-a împins să faceți chiar evenimentul de care vorbiți, că așa ați și început și eu am încercat să punctez lucrul acesta. Dumneavoastră ați intrat chiar în detalii, a fost o dorință personală de a acumula și de a transmite către publicul larg, din experiența dumneavoastră și a domnului dr. Marco, către publicul larg, prin intermediul Episcopiei Române din Italia și cu ajutorul ambasadei, aceste constatări de viață care ar putea să îmbunătățească condiția românilor din Italia. Deci este și aici un gest de inimă bună, de inimă mare, de inimă generoasă, lucru care vă caracterizează, cei care vă cunosc vă știu bine în privința aceasta. Noi ne-am bucurat în seara aceasta de dumneavoastră și de gândurile pe care ne le-ați spus. Rămânem recunoscători pentru efortul pe care l-ați făcut, aproape 3 ore am stat online împreună și cu domnul Marco, sosit proaspăt din operație și care a continuat aici o altă operație. Asta este viața chirurgilor. Părinte, eu vreau să vă mulțumesc că v-ați sacrificat și dumneavoastră cele 3 ore. Știu că sunteți atât de ocupat, dar eu știu, am eu suflet un păcat că parcă trebuia să fac chestia asta. Adică i-am zis chestie, scuzați-mi că vorbesc așa într-un limbaj foarte colocvial, dar oamenii trebuie să înțeleagă că anumite lucruri sunt în mâinile noastre. Dacă la început a fost cuvântul și dacă cuvântul înseamnă înțelegere, eu am încercat pe oameni să-i fac să înțeleagă. Știți? Și da, sunt senin mai presus de limbajul științific. Știți? Chiar dacă trebuie să intru în detalii uneori prea tehnice, prea tehniciste, eu cred că oamenii au înțeles cam pe unde e rădăcina lucrurilor cu bolile, cu hipertensiunea, cu infarctul și cu hrană și cu stilul de viață și cu activitatea fizică. Da, și toate până la urmă contează. Aici se întâlnește și medicina cu spiritualitatea creștină, că tot facem evenimentul acesta cu ajutorul Episcopiei Române din Italia, spiritualitatea creștină, ca o spiritualitate autentică ce este, pune preț pe fiecare lucru, pe starea de spirit, pe felul în care mâncăm, pe modul în care interpretăm raporturile cu ceilalți, pe felul în care suntem în pace cu noi și cu semenii și cu Dumnezeu, pace care iarăși este foarte importantă, fiind aceea care neutralizează stresul și schimbă starea inimii, toate lucrurile sunt deci foarte importante și acest mod de a ne hrăni înțelept, care este iar și iar subliniat de viața creștină, este scos în evidență cu atâta aplomb de dumneavoastră, lucruri care iarăși e bine să le descoperim, să le redescoperim, în așa fel încât acolo unde suntem, în Italia, în România sau în alte părți, să încercăm să reducem suferința, să trăim bine, sănătos și armonios cu toți ceilalți și în felul acesta o să putem capitaliza toate aceste cunoștințe, pentru că, iată, de ani de zile se cunosc lucruri, doar că ele nu ajung la ochii și la inima noastră decât dacă există oameni de bună credință și cu inimă generoasă, cum este domnul dr. Cerin, Gheorghe Cerin, care rupe din timpul lui și ne face cunoscute aceste lucruri pe înțelesul nostru, al minții noastre, al pregătirii noastre. Vă mulțumim foarte mult și vă mulțumesc și eu pentru participarea aceasta și pentru interacțiunea pe care am avut-o și spunem în final că ne exprimăm încrederea și speranța că cei care vor mai urmări acest material după ce dumneavoastră veți ieși și eu la fel din această transmisiune, toți cei care internauți fiind vor urmări acest material să poată să se folosească de pe urma acestor îndemnuri și să trăiască o viață cât mai sănătoasă, pentru că aceasta a fost intenția dumneavoastră. Așa este și parcă aș zice un singur lucru la final. Eu cred că noi românii suntem un popor mai special așa și cred că
merită uneori, nu chiar uneori, tot timpul să fim mândri de noi. Merită să fim mândri, să știți. Și, din păcate, noi pătimim aici un pic. Aș vrea să transmit mesajul ăsta, că suntem răspândiți prin toată lumea, dar suntem un popor ales, un popor special. Eu așa am convingerea asta profundă și parcă simt nevoia să închei cu acest mesaj. Să fim mai mândri de noi, că merităm. Mulțumim! Mulțumim și o seară minunată tuturor și viață cât mai sănătoasă, hrană cât mai înțeleaptă, armonie cu toți cei dragi, pentru o existență în care să ne bucurăm de tot ce ne-a dat Dumnezeu în viața aceasta. Mulțumim, domnule profesor, domnule doctor, să ne vedem cu bine și sănătoși. Să dea Dumnezeu. Doamne ajută, sănătate. Doamne ajută.